și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Dimensiunii Psi. În această seară vom discuta despre îngeri, despre îngeri întrupați și care este rolul lor în viața noastră. Vom discuta alături de Ovidiu Dragoș Argeșan. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Și bine v-am regăsit! Bine v-am găsit! Avem, după cum văd, un alt decor. Puteți să ne spuneți de ce este vorba? Da, sunt doi îngeri. Zarachiel, cel care este îngerul care se ocupă de destinele oamenilor, mă refer de, hai să zicem, program inițial al oamenilor la întrupare, și îngerul Victorii. Este îngerul care, hai să zicem, mânează pe învingători. De asta are și trompeta și cununa de lopi. Cum au apărut îngerii? Îngerii au apărut, sunt creația lui Dumnezeu. Îngerii sunt primele ființe create. Sincer, nu cred că știe cineva cum au apărut exact prima oară îngerii, pentru că părerea mea este că totul s-a făcut ca și un univers material de la simplu la complex. Și dacă noi avem impresia că îngerii au arătat întotdeauna așa, în realitate, primul înger a fost o sferă. Și de asta, pe pelicule, oamenii când văd bile de lumină, sunt, în realitate, îngeri, dar nu sunt așa, sunt în forma lor primordială, când erau sfere de lumină. Deci, inițial, prima formă de lumină în înger a fost ca un cer, după aia devenit sferă. Iar, pe măsură ce s-au dezvoltat, hai să zicem așa, figurile geometrice, au început să apară spirite din ce în ce mai complexe, culminând cu îngerii care sunt astăzi, îngerii cu aripi, șase aripi. Da. Deci, îngerii din cer nou sunt cu trei perechi de aripi. Da. Dar, știți, s-a făcut chiar un experiment și s-a demonstrat că cu cât este mai frumos un om, cu atât are figura, este posibil să desfaci figura lui în forme regulate. Deci, eu știu, hexagoane, dodecaedre, etc. Adică, în orice caz, în forme geometrice regulate. Da, deci, inițial, îngerii erau cât se poate simple, acum au ajuns la ceea ce știm noi astăzi. Îngerii de... Dar bine, ei se pot fi oricum și pot arăta oricum. Asta este o formă frumoasă, ușor de înțeles pentru gândirea umană. Pentru că, până la urmă, știți, în fața tronului Dumnezeu sunt leu, vulturul și taur. Nimeni nu s-ar fi gândit că ăștia vor să fie niște îngeri. Da? Și om. Deci că sunt, de fapt, niște îngeri. Dar noi avem o părere greșită despre îngeri. Noi vedem în funcție de educația noastră. Pentru că dacă noi suntem albi, să vedem îngerii albi, dacă am fi negri la culoare, am vedea pe Dumnezeu și pe îngeri negri. Da? Pentru că e firesc. Vedem un asemănător nou. Asta înseamnă că sunt chiar așa. Dumnezeu mi se arată nou, sau îngerii mi se arată nou, într-o formă pe care mintea și mentalul nostru poate să o înțeleagă. Pe care altfel nu a putut să o înțeleagă. Deci, inițial, îngerii sunt creația lui Dumnezeu și sunt primele forme care au apărut de existență, dotate cu voință, inteligență, toate atributele umane, dar la superlativ, divine. Adică, ei au toate atributele umane. Oamenii nu înțeleg ce sunt îngeri. Îngerii sunt ca un om cu care poți să stai de vorbă, cu singur amendament, el are o vibrație superioară, o lumină interioară superioară, o inteligență superioară, și multe alte caracteristici superioare omului. Dar caracteristicile sunt asemănătoare omului. De ce? Pentru că în momentul în care a fost creat omul, Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci asemănător și cu Dumnezeu și cu îngerii. Deci omul este făcut asemănător îngerilor. Nu îngerii sunt asemănători. Și atunci e foarte ușor să înțelegi că oamenii, în funcție de cum sunt, au niște trăsături și niște caracteristici, niște trăsături comune cu îngeri. Ați amintit de vibrație. Puteți să ne specificați ce este vibrația? Mulți oameni nu... Ce se întâmplă? Tot universul ăsta este energie. Energia are mai multe
caracteristici, da? Una dintre ele este frecvența. Vibrația, frecvență, da? Iar una este frecvența. Undele au frecvență. Sunt de la unde de vibrație de frecvență joasă până la unde de frecvență înaltă. Inclusiv lumina are o frecvență. Și aici avem entități, la fiecare nivel avem entități. Sunt entități care există la nivelul tuturor tipurilor de frecvență. Evident că entitățile de lumină vor sta în lumină, entitățile de întuneric vor sta în întuneric. Asta nu este, nu se datorează faptului că, eu știu, i-a pedepsit Dumnezeu. Că toată lumea se crede că... Nu! E fiecare om stă acolo la nivelul la care rezonează. Toată lumea crede că este cineva acolo care stă cu par și vede că este după Dumnezeu. Nu! Pur și simplu, nu pot să mă apropii de Dumnezeu, care este lumină, dacă eu nu am frecvență, vibrația asta foarte mare. Pentru că mă arde. Eu o să mă duc după moarte, în dimensiunea în care rezonez eu. Deci cu cât o să am vibrație mai înaltă, după atât o să mă duc la un nivel mai înalt. Cu cât am o vibrație mai joasă, o să mă duc la un nivel mai jos. Îngerii au ales să-i slujească lui Dumnezeu din proprie inițiativă? Îngerii, haideți să facem ceva problema cu îngerii. Îngerii, deși dotați cu inteligență, curaj, voință proprie, au fost dotați inclusiv cu liber arbitru. Numai că ei îi slujesc Dumnezeu, dar imaginați-vă că ei au fost creația Dumnezeu. Sunt un fel de roboței. O să supără biserica mea. Dar au fost niște roboței. Adică, ei nu știau altceva. Din moment ce ai fost creat să faci bine, e cam greu să faci rău. Pentru că nu poți. Nu știi ce e la rău. Deci ei fac voința divină fără să aibă noțiunea de bine și de rău. Ei pur și simplu de fac. Asta e tot. Și ei îndeplinesc planul divin. Ei, după căderea luciferică, a apărut posibilitatea de a opta. Până atunci nu avem să se manifeste liberul arbitru. Liberul arbitru a apărut, deci deși era manifest și a văzut asta și așa, a apărut după căderea luciferică. Pentru că după căderea luciferică au existat cele două posibilități. Să rămâi cu Dumnezeu sau să te duci cu Lucifer. Bineînțeles că nu toți au avut posibilitatea asta, pentru că odată cu căderea luciferică au căzut și îngerii din subordinea lui. Ăștia n-au avut nicio vină. Deci au căzut victime nevinovate. Ca și cum un soldat român în al doilea război mondial a fost pedepsit că a trecut prutul. Ce vină are că a zis nu știu cine să treacă prutul? El habar lui s-a ordonat, nu știu ce era prut, mulți dintre ei. Și care are conotația faptului că a trecut el prutul. A trecut un rău. Da? Ei, și a fost pedepsit pentru că a trecut prutul. Cam așa e și cu îngerii căzuți pe vremea lui Lucifer, din subordinul lui. Mulți habar n-au avut că odată cu căderea ei, de fapt, au început să opună lui Dumnezeu. Din nou, dar oricum, Dumnezeu să înțeleg și chiar și îngerul ăstea oferit o șansă să se întoarcă. Adică, chiar dacă au căzut și au pierdut caracteristicile divine, deci din îngeri de genul ăsta, s-au transformat în șerpi. Șerpi, lauri. Da? Deci demoni. Ei, Dumnezeu a oferit posibilitatea să se întoarcă înapoi în cer. Pe o cale numai ușor. Să înțelegem că îngerii au liber arbitru. Îngerii au liber arbitru. Deci, la și la ora actuală sunt îngeri care cad. Sunt îngeri care, după căderea luciferică, a fost căderea lui Enoch. Nu e nou. Cădea lui Azazel de pe vremea lui Enoch. Azazel, trimis cu echipa lui pe planeta Pământ, la un moment dat se cuplează cu femei. Adică încep să aibă contact sexual cu femei, au început să facă copii, au început să destene din tainele divine și atunci sunt pedepsiți să rămână, au fost pedepsiți să rămână pe Pământ. Deci, căderi mai sunt și acum. Poate și în alte universuri, poate și în alte galaxii. Nu înseamnă că Lucifer e prima cădere. Nu. Tot timpul ca înger, tot timpul se ridică înger la cer. Deci este un du-te vino. Evident că sper ca cei care se ridică la cer să mai multe fi cei care vin. Există o ierarhie a lor? Absolut. Există o ierarhie a lor. Din păcate, ierarhia asta lor este destul de greu de explicat. Prima ierarhie, mă rog, a apărut al Sfântului Dionisie Areopagitul, unde sunt cele trei triade a îngerilor, adică cele trei ceruri.
de la 1 până la 9, în celul 10 fiind treima. Există îngerii care sunt foarte apropiați de oameni. Îngerii foarte apropiați de oameni, oricât ar părea de ciudat, nu au aripi. Deci îngerii noștri nu au aripi. Sunt exact ca oameni, dar fără aripi. În general, îngerii care au aripi sunt de un rang superior. Asta înseamnă că spirite care s-au născut au făcut ceva bine și și-au câștigat aripile. Și după aia urmează îngerii cu săbii. Arhanghelii. Arhanghelii sunt tot oameni. Deci spirite care au fost oameni. Dar prin ceea ce au făcut, au ajuns să urce la nivelul arhanghelilor. Ei au săbii de lumină. Sunt considerați, de fapt, îngerii cu săbii și capete de foc. Să știți că, în realitate, la nivelul astral, îngerii oamenilor nu sunt așa. Asta este deja un înger mare. Nu mai vorbesc de... Deci, Zaraghel este un înger foarte mare când ai aripile de genul ăsta. Gabriel mai are așa. Pe Gabriel, în Arhanghel, cer 5. Mihail e de un 3. Și are aripi, da? Deci, la nivel de cer 1, oamenii, îngerii sunt asemănători nouă și foarte apropiați de noi, ca indivizi. De ce? Păi numai un om ar putea să înțeleagă un om. În general, îngerii nu prea înțeleg oamenii. Dar au trecut și ei prin nu. Evoluție. Nu toți îngerii au trecut prin evoluție. Sunt îngeri care nu au trecut prin evoluție și totuși, aici să îmi pare că mă contrazic, sunt spirite umane care au avut misiuni importante și care au avut îngeri păzitori de genul ăsta. Ei nu au trecut propriu-zis prin evoluția umană, dar au fost îngeri păzitori ai unui om. Oamenii cu destine speciale au avut niște îngeri speciali. Un Napoleon, un Spartacus, un... cine vreți voi? Un Hannibal. Întotdeauna au fost niște îngeri în spate care au făcut pe oameni să-i urmeze, pe oamenii respectivi, da? Dar asta nu înseamnă că îngerul a fost întrupat. Era un om deasupra căruia avea ca și conștiință un înger mai puternic. Adică era un tip, un înger puternic, cum se zice. Dar, și atunci, de multe ori îngerii pot să aibă impresia că aia a fost viața lor. Dar, în realitate, era viața omului pe care i-au păzit. Dar care rămâne, evident că dacă stai o viață de când se naște un om și până moare, o să ai conștiința vieții acelui om. Cu mici pauze, apropo de rău. Da? Așa că, nu... Deci oamenii pot să aibă și îngeri, ca oameni, precum oamenii, ca și, nu știu, apropiere spirituală, dar și îngeri de vibrație mult mai mare. Care este diferența între ghizii spirituali? Sau ce sunt ghizii pentru spirituali? Pentru ghizi spiritual poate să fie orice. Ghizi spiritual poate să fie și înger, poate să fie și un spirit unui om care a murit. De exemplu, un om care moare și nu e nici rău, dar nici bun. Și asta se întâmplă foarte frecvent la ora actuală. Și atunci, el nu este nici destul de rău să se ducă în iad, dar nici de bun destul de mult să ducă în rai. Și atunci Dumnezeu îl întreabă. Ce vrei? Să ai de ales, da? Și poți să-ți alegi să rămâi precum ghid familiei tale în care ai trăit și în care când ai murit. Așa sunt oameni care de obicei încep să dea semne. Mișcă cărțile și după oamenii sunt dispărați. După asta place așa când după ce a murit cineva care ți-e drag, încep să ți se miște lucrurile prin casă ca să-ți dea aia semne că există o lume și dincolo. Și se întâmplă treaba asta. Și mă păstrez, deci stau o perioadă pe pământ, da? Au un canon, 300 de zile, să zicem, după care se duc în dimensiunea următoare. Adică își plătesc ce au de plătit, prin ajutorul către ceilalți, încearcă să-i îndrume pe ceilalți, la un popă care îi spune, la un medium, la un terapeut, la, pe care îl folosește spiritul celui care a murit ca un canon. Și încearcă să-i îndrume pe ceilalți pe care are biserică, că dacă n-a făcut, el măcar să facă ceva. Ca înger păzitor putem să avem oricare din acești îngeri? Un ghid, un arhanghel, un serafim, un heruvim? Deci poți să... Da! Păi asta ține de Dumnezeu. Deci Dumnezeu, aici este decizia lui Dumnezeu și numai decizia lui Dumnezeu. Meritul omului respectiv
E clar că un călugăr care se mântuie, sau un preot care se mântuie și care a lucrat toată viața lui cu arhanghel, în momentul în care se va naște, va avea ca și ajutor un arhanghel. Și de-aia sunt copiii aia care au, sunt mai bătrâni, mai au un spirit al dreptății. Sunt foarte ok, dar sunt, asta e albă, asta e neagră. Adică, poți să ai înger păstor un arhanghel, dar astea sunt destul de greu de crescut, tocmai pentru că ei nu știu de bine, rău, albă, neagră, nu au zone intermediare, nu știu de gri. Și atunci, dar sunt destul de rare oameni care se aibă heruvim, serafim, eu știu, ca și îngeri păzitori. Ăștia deja sunt oameni speciali. Noi avem și alți îngeri pe lângă noi sau doar îngeri păzitori care primim la depinde. Păzitori. Există inițieri. Există inițieri care aduc cu îngeri. Călugăria, se spune că se aduce 7 îngeri. Da? Preoția se duce și a harul preoțesc. Toată lumea zice că harul preoțesc este special. Harul preoțesc este un număr de îngeri care te ajută. Episcopii primesc îngeri. Din păcate, la noi biserica este atât de plină de aia, încât nu știe că, și nici nu vrea să accepte, că sunt, sunt rituri, da? Cum este Ordinul Cavalerilor de Malta sau Ordinul Ianiților, da? Care slujau pe, deci au ca, eu știu, vârf pe Ioan Botezător. De-aia se cheamă Ordinul Ianiților. La care o inițiere, una dintre inițiere, este pe 5 milioane de îngeri. 5 milioane de ghizi. Bine, o să spun și la mine, există n-ai decât un înger păzitor. Corect! Adică e și punctul lor de vedere adevărat, și punctul meu de vedere adevărat. Păi de ce? Păi pot să am un înger, da? Sau pot să am un înger foarte mare, care este transformat din 5 milioane de îngeri mici. Ați înțeles? Deci problema se pune și de calitate, și de cantitate. Pentru că una este să ai un înger, și alta este să ai 5 milioane. Chiar dacă împreună formează un înger. Și împreună formează acest înger păzitor sau sunt separați? Nu, împreună fac înger păzitor. Deci nu se mai separă. Pe măsură ce crești din punct de vedere spiritual, lumina ta devine una. El devine îngerul tău păzitor, dar ceilalți se suprapun îngerului tău păzitor, pentru că e și meritul lui că omul a ajuns la un anumit nivel. Și atunci el rămâne șeful. Șeful de... nu știu cum eu. Și când te raportezi, te raportezi la el sau te raportezi la lumina întreagă, la total? La total. La total. La total. Pentru că fiecare ghid vine, cum să zic eu, ai, eu știu, câți îngeri ai? Sunt inițieri de 5 milioane de îngeri. Nu că aș fi făcut eu. Am întâlnit oameni de genul ăsta. Și total, nu vă zic eu, ei funcționează ca o armată în care nu există nicio disensiune. Adică imaginați-vă, știți bandurarea de pești filmate în ocean, care se mișcă ca și unul? E, așa sunt și îngeri. Deși sunt formați din miliarde de miliarde de îngeri, că așa a fost căderea Luciferii. Că Luciferii era un înger foarte mare, format din miliarde de miliarde de îngeri mai mici. În momentul în care au văzut toți. Da? Dar luat separat, erau porțiuni din ea care slujeau lui Dumnezeu. Așa sunt și îngerii. Deci ghizii, ai un ghid, da? Că dacă ai format din N factoriale entități mai mici. Dar toate astea funcționează ca un tot. Ca o sferă. Nu există disensiune într-un înger. Ei, tot ce nu, ei colaborează. Există oameni care nu și aud niciodată îngerul păzitor? Putem să avem o comuniune, o colaborare cu el? Sunt oameni care nu au nicio legătură cu îngerul păzitor. Și vreau să spun ceva. Că sunt foarte mulți care. Pentru că problema este că noi, nouă, în copilărie, ni se... Deci noi avem o relație cu lumea dincolo, dar suntem învățați că astea sunt prostii. Și atunci, evident că încep să crezi. Și le negi și te rupi. Te rupi de lumea spirituală. Și atunci copiii ajung să se rupă de lumea spirituală. Dar eu... La mine vin copiii care au copilul, aud îngeri, au îngerii lor, văd demon, văd aia, văd aia. Și trebuie să îi învăț ce să facă. Pentru că sunt greu de dus, vă dați seama. Și de o persoană... Râdeam copilul de mea, da? Și... Tipa doctoriță. Și îmi spune, bă, dacă eu le-aș cândeva astea, ce văd? Mare legătură. Și spune,
Dar zice, eu îmi fac de treaba mea, nu fac, fac treaba mea. Și până la urmă Dumnezeu cu mine. N-ai cum. E menirea mea să vorbesc despre asta. Dar de vreodată nu toți pot să vorbesc despre asta. Am avut un caz, mi-a venit un tip care s-a deschis. A fost pe la Costești și a avut niște revelații. Cum că el în altă viață a fost preot, cum că, cum că. S-a dus și a spus acasă, fericit, uite așa, am pățit. A dus direct la psihiatru, nevastă s-a vorbit cu psihiatru și direct medicamente și internat. Și atunci eu o să răspund, băi, nu vorbiți cu nimeni. Stați, vorbiți cu cineva care se pricepe. Nu spuneți familiei, pentru că se sperie. Și vedem cum facem. Un om de genul ăsta trebuie reintegrat. Problema nu este că vreți. Problema este să fie integrat în lume. Da? Să-ți vezi de meseria ta, de jobul tău, de familia ta, de societate. Există situații când Îngerul Păzitor pleacă? Absolut. Pe tine? În primul rând, Îngerul tău Păzitor nu stă rând de tine cum faci ceva urât. Adică, eu nu o să stea rând de tine cum faci sex. Nu o să stea cu tine când faci prostii. Pleacă. Clar ești mai bun de la mine când Îngerul Păzitor de tine. De asta, femeile sunt cel mai bine să nu facă sex. Pentru că în momentul respectiv, Gabriel, care este asupra lor, că de-aia aura frumoasă pe mine, însărcinată, vine Gabriel și le ia brațe. În momentul în care faci sex, sau, mă rog, mai faci artificii, automat pleacă și te lasă urmă. Și atunci soluția este să nu faci. Da? Deci el pleacă. El e de bun simț. Nu-i place să fie pe tine, nu are chestii de asta, apropo de voyeurism și alte ea. Și pleacă. Iar definitiv, deci pe măsură ce faci rău, se îndepărtează, că lui nu-i place să vadă loc, că îl murdărește. Da. Ei, e undeva acolo. Deci cu cât faci rău de prostii, cu atât pleacă mai departe de tine. Cu atât faci mai mult bine, cu atât vine mai aproape de tine. Și atunci... Deci poate să revină. Absolut. Dacă te schimbi, te-ai curățat, el revine. Și definitiv pleacă când te-ai sinucis. Când te-ai sinucis, când te-ai sinucis, el pleacă definitiv pentru că nu mai are niciun fel să... nu are cum să mă ajute. Asta ar fi singurul caz? Singurul mod. Vezi, poți să omori toată planeta. Tot Îngerul tău va fi lângă tine. Dacă te-ai sinucis, pleacă. Da. Da, absolut. Deci nu are importanță. Singurul cine are singurul moment în care pleacă definitiv. Îngerii aceștia au misiunea de a ne proteja. Au și alte misiuni față de noi, relativ la noi. Îngerii noștri au misiunea de a ne proteja, de a ne oferi darul divine. Ei ne ajută să ne câștigăm bani, pâinica, toate zilele, căinuțele. Deci ei au mult mai multă grijă. Deci prin ei ne vin darurile divine. Că e căsuță, că e mașină, că e, sunt pantofiori, ciorăpei, mașinuțe. Toate vin prin îngeri. Sandalul. Nu vorbesc de cazul în care vrei tu și vrei tu și vrei tu. Vorbesc în cazul în care accesi darul divină. Bun. Deci, ei au mai multe îndatoriri. Sfântul meu care spiritual să-ți asigure nevoile, să aibă grijă de tine, să te învelești. Deci, cine cel care te trezește și noaptea și te învelești și nu știu de ce? Adică, atributele lor sunt foarte complexe. Grijă față... Cosmul este unul dintre cele mai grele lucruri să ai grijă față de-o. Și de multe ori pot greși. Și greșim să știți că există posibilitatea ca la un moment dat să schimbe Îngerul Păzitor al unui om, să cerem un Înger mai puternic. Dar asta lui aduce probleme pe partea cealaltă. Să știți că și dincolo există și pedepse și sunt pedepse și pentru îngeri. Sunt degradări. Ți-a ia pedepse. Chiar și pentru îngeri. Și există cazuri în care ai înțeles greșit, ai interpretat greșit și atunci îngerii de respectiv sunt trimiși la întrupare. Să înțeleagă. Să vadă cum e. Cum e iubirea, cum e, ce înseamnă sexul. Adică dacă un înger n-a înțeles problema sexualității și problema eu știu, relații dintre oameni și a condamnat în loc să apere, este obligat să se fesionească. Și o să facă toate prostiile pe care le-a condamnat. Toate. Dar ei de unde să știe dacă nu au experiența asta? Problema este că poți să înveți din experiența altora.
Dar ei nu sunt de acord. Și atunci, nefiind de acord cu argumentul altor, sunt obligați să se lasă. Și de asta există inclusiv îngerul tipat. Care vin să-și ispășească, nu e o vină propriu-zis. Dar e o neînțelegere. Ei nu sunt vinovați. Ei au valori bune, fac voia lui Dumnezeu. Dar, în general, fac voia lui Dumnezeu vreo 90%. Deci nu 100. Nu există 95. Există 100. Și atunci vin pe pământ. Sunt lăsați. Că, știi ce se întâmplă cum e problema cu îngerii? Când ești sus în cer, ești șmecher. Te uiți așa, uite și pe Argeșan ce faci. Nenorocit, uite, dacă aș fi eu, ce aș face eu. Știți? Au orgoliu. Îngerii de sus au orgoliu. Există chiar și o expresie, să te ferească Dumnezeu de orgoliu îngerilor. Nu există. Haideți să vă spun ceva. Se spune așa. Orice păcat se iartă, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu. Dar știți de ce? Știți ce este Duhul Sfânt? Dincolo de lumina care izvorăște din Dumnezeu, Duhul Sfânt sunt și îngeri. Îngerii sunt Duhul Sfânt. Da? Toate au izvorât pe la Duhul Sfânt. Bun. Îngerii nu te iartă. Dacă ai greșit vis-a-vis de un înger, tot îți trage. Nu te iartă. Din cer, mă refer, nu vede pe pământ. Pentru că ei nu știu ce e iertare. Poftim? Și aici intervine iertarea. Ei nu știu, nu știu ce e iertare. Ei nu știu decât de justiție. Ei, și atunci sunt obligați să nască. Și vin, îi lasă Dumnezeu. Fac toate tâmpenile. Și după aia când se trezesc, aoleu, ce am făcut. Deci au fost lăsați cu înțelepciunea lor. Că le-a Dumnezeu înțelepciunea divină. Când te lași, tu pierzi înțelepciunea divină. Și albul se pare aia. Negru și negru ți se pare aia. Și atunci faci o de prostie. Și după aia, când îți revin, îți dai seama că ai făcut pe toate. Și te smerești. Că ți-ai dat seama. Bă, dacă eu care sunt vorba aia, n-am putut. Ce pretenție am de la asta care e pe pământ de miliarde de ani. Revenim la îngerii întrupați un pic mai încolo. Până atunci, spuneți-ne, este misiunea personală a ghizilor a îngerilor să ne ajută la mântuirea noastră, misiunea principală. Asta e cea mai importantă, misiunea lor. Dar o secundă, ai să înțelegi ce înseamnă mântuire. Că se tot vorbește de mântuire și nu se înțelege ce înseamnă mântuire. Măi, mântuire, ceea ce pentru tantia Gloia înseamnă mântuire, nu este acel lucru făcut pentru ce înseamnă pentru mine mântuire. Tantia Gloia, mântuirea înseamnă să treacă de la stadiul de om la stadiul de înger, deci de la cer 0, de la astral la cer 1, pe când pentru altul poate să fie că în viața asta trebuie să devină arhistrateg galactic. Arhistrateg galactic înseamnă că tu te ocupi de să conduci o galaxie. Nu un sistem solar, ci o galaxie. Adică îți trebuie oarecum altă gândire. Da? Și alt nivel spiritual. Deci pentru fiecare spirit, mântuirea înseamnă altceva. Dar, în perspectivă, mântuirea tuturor înseamnă un singur lucru. Întoarcerea la Dumnezeu unu. Adică întoarcerea la primordial. Ai coborât, ai urcat, te-ai întors la Dumnezeu unu. Adică îți devii una cu Dumnezeu. Pe asta înseamnă că ce trebuie să ne ajung. Să am aceeași vibrație, aceeași lumină, aceeași puritate. Asta e valabil pentru toți. Cu Dumnezeu. Mai e. Care înseamnă mântuirea? Ultima. Dar până atunci, fiecare trebuie să o știu. Eu în viața asta trebuie să ajung să. Eu în viața asta trebuie să ajung să. Fiecare are nivelul lui la care se treacă. Bine, poți să sari. Adică atingă la nivelul respectiv. Deci, la 20 de ani, ești destul de bun și de atunci la nivelul. Păi ce să fac cu 80 de ani? Trec la nivelul următor. Și într-o viață pot, într-adevăr, să sar mai multe niveluri. Poți să trișez? Nu. Dincolo nu se poate trișa. Asta este singurul lucru care îmi place în lumea de dincolo. În lumea spirituală, tu ești tu. Eu, Dragoș Argeșanu, dincolo, nu poate să zică nimeni mai mult rău sau mai mult bine decât are voie despre mine. Aici poți fi îmbroșcat cu noroi. Poți să fii judecat. Dincolo există o singură judecată și un verdict. Și o ascultă și îngeri și demoni. Nu există. Asta este avantajul. În lumea de dincolo s-a așezat. Există excepții? Nu. Da. Chiar și atunci există excepții.
Există și vreau să spun că am testat treaba asta și mi-a plăcut să o fac. Am vrut să văd dacă intervii de pe pământ, dacă un om poate să-și mânteze judecata. Adică, să zicem, tatăl meu nu a fost foarte apropiat de preoți. Nu le-a plăcut de ei. De ce nu le-a plăcut de ei? Păi zice, băi, tu mă duci la ăștia, eu am stat de vorbă cu episcopul, am fost la băutură și la femei, că tu vrei să crezi în ăștia? Și am zis, tată, că... Bine, singurul de care a plăcut a fost părintele Argat. A zis, da, ăsta preot. Dar, nu a avut tatăl. A făcut el pentru biserică, pentru popa din sat, mă rog, a făcut el. Dar tata a fost credincios în momentul lui și și-a dorit să devină de abic, zicea că el o să facă sfânt, nu o să facă mare. Și bineînțeles că noi eram acolo când am murit. Și am vrut să văd dacă se poate șunta judecată. Și se poate. Cu o singură condiție. Să vină cineva să plătească pentru tine. Și este vila Sfântului Vasile, care plătește pentru cuvioasa Teodora. Deci pentru că ea a fost plătită, oprită de demon la o poartă. A venit Sfântul Vasile și a plătit pentru ea. Deci, dacă intervine cineva pentru tine, pot să. Și aici Dumnezeu nu intervine cumva asupra legilor pe care le-a dat? Nu intervine. Pentru că există... Deci, nu. Există pilda judecătorului. Deci noi nu știm Biblia. Asta nici ortodoxii nu știu Biblia. Este pilda judecătorului a cărui frate a făcut nu știu ce. Judecătorul i-a dat pilda cea, i-a dat pedeapsa cea mai mare și a plătit doi. Deci pedeapsa tu ei. Dar poate să plătească altcineva pentru tine. Și forma de plătit pentru tine este sufletul. Deci, vă spun, asta e aurul spiritual. Ai dat din sufletul tău pe care trebuie să-l recâștigi. Da? Deci, condiția ca să șuntezi legile divine este să plătești ceva cu ceva. Pentru că problema se pune relativ la demon, nu la Dumnezeu. Dumnezeu știe. Dar eu trebuie să răscumpăr păcatele celui omului respectiv. Și eu trebuie să plătesc cu ce? Cu aurul spiritual, care înseamnă suflet. Apropo de Dumnezeu primordial, ajungem la El doar prin întrupare? Sau putem și de pe partea cealaltă făcând misiuni fără să vrem să ne întrupăm? Da. Să urcăm și da. Să... Da. Am urmărit evoluția unui maestru de-al meu, Dan Gorodkov, care a murit. Și Danuț a fost un tip foarte special. Deci Dan făcea mie cursuri de Reiki. M-a ajutat foarte mult. Era omul care m-a ajutat. În tot ceea ce făceam. Și într-o zi eram plecat, deci eram plecat la cursul la Oradea și primeam să mă telefon. Dan a murit. Oh! Cum să moară Dan? El mai a fost în episod cu 2 ani înainte, i-a făcut niște inițieri, i s-a suplimentat misiunea personală, a fost întreaga poveste, i-a făcut inițieri 3 maestri, i s-a suplimentat misiunea personală cu 2 ani, dar nu mă așteptam. Și mă trezesc în camera de hotel, cu denunț. Și supărat foc. Și îmi zice, ce spuneai tu, mă, de lumea de dincolo, că aici nu-i nimic. Și zic, păi zici tu rugăciune. Păi ce rugăciune zic? Și am învățat toți maestrii mei să-ți spună rugăciunea ușa milostivirii deschide la noapte. Dar născătoare Dumnezeu ca să nu te ignori ce în tine, să ne mântuim prin tine, păi că tu ești mintea neamului creștinesc. Și îl aud, mă rog, cu urechile minții, da? Cum spune rugăciunea, se deschide poarta și nu se mai pleacă. Din camera de la hotel. Buf! Eram la hotel la ora de la... nu știu cum se cheamă. Un hotel frumos. Și... l-am urmărit cum se duce. Și s-a dus din plan de pe pământ până în cer 8. Și nu s-a oprit. Dar n-a fost. Deci când am murit, am ajuns la 8,2, cred. Da. Ei, între timp, m-a ajutat pe mine. Vine peste mine situații ciudate. Îmi dă peste mâini când sunt gata să sar calul cu mașina de curse. Când face chestii de genul ăsta. I-a ajutat pe maestrii mei. Participă la curățări de case. Eu mă duc și mă curăț la mormântul lui pentru că e foarte apropiat și de cel 10. Nu trebuie să mă duc până la Arsenie Boca, de exemplu, sau... că e departe. Și atunci nu te poți duce în fiecare. Deci mă duc la Dânuț. Ei,
Și El, prin ajutorul pe care mi-l-a dat mie, maestrilor mei, celor care, pe mine m-a sunat o maestră de noapte și mi-a zis, zice, bă, cine-i Dan ăsta? Zic, cum? Zice, băi, zice, mă duc să curăț case. Cum mai sunt case de-astea ciudate? Și când încep să curăț case, aud, Dan, 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 cine-i Dan ăsta tău? Zice, eu mai zic, da, zic, da, zic, Dan, văd tău, mai zic, Dan, care mă și în astral, el are sabii de aia de templier, deci e îmbrăcat în preot, etc. În preot, patra fie. Și el, ei, prin tot ce a făcut el, apropo, de ajutorarea celorlalți oameni, pe evol, pe care a spiritul ăla, pe evol. Și la ora actuală este la un 9-8, cred, după niște ani. Da, dar a fost totuși întrupat. Și ce? Mă refeream la îngerii care, sau la cei el n-a fost îngerii, a fost om. La cei care nu sunt. Nu pot. Pot nu pot. Nu. Eu vreau să întreb. Pământul este proba de foc. Deci nimeni nu poate să treacă peste anumite platuri dacă nu a trecut prin astea, prin carne. Și e corect să fie așa. Pentru că nu se poate altfel. Nu pot să vorbesc despre naștere, feminitate, maternitate, când tu ești bărbat. Mie îmi place foarte mult de preoții și de călugării care dau indicații cum să mă compor cu nevasta mea, dar le încât mână de la și gen. Poți să-mi spui mie să mă porc cu o femeie. Dacă tu n-ai văzut o femeie în viața ta, de când ai ieșit de la mama ta. Și atunci ești obligat să treci prin durerile cărnii, prin ispitele cărnii, prin tot ce înseamnă viață, ca să ajungi la un a, că poți să ajungi la un nivel de 17, dar să ajungi la 10. Da, corect. Dar nu se poate fără ispita cărnii. Și toți îngerii ajung? Toți îngerii o să mai devreme sau mai târziu o să trebuiască să treacă prin întrupare, și să-și demonstreze în plan fizic credința vis-a-vis de Dumnezeu. Și totuși a spus că îngerii o învață din experiență altora. Învață și din experiență altora, dar nu e același lucru. De ce? Pentru că, domnule, e foarte frumos. E ca și când te-ai uitat la televizor. Este extraordinar. Domnule, dacă când îți intri o sabie în tine, dacă ești în anul 1500 toamnă, când îți pulberă o gurghiuleau în picior și îți pui unul de lemn, nu poți să compari asta cu nivelul astral. Nu. Până nu simți ce înseamnă carne, nu poți să judeci. De asta vreau să vă spun ceva. Îngerii au un imens respect față de oamenii care s-au ridicat din țărână. Un om care s-a ridicat din țărână și ajunge la un nivel de cel 10, va fi superior îngerilor. Părintele Visarion de la Lococeov slujea cu îngerii la masa altarului. Adică când făcea Sfânta Liturghie, venea îngerii în jurul lui. Și sunt mulți. Dar și el s-a dus. Adică, de ce? Dar știți ce program avea omul ăla? 6 dimineața și făcea canon. Făcea utrenia. Făcea liturghia. Începea să spovedească. Cred că la 12 mânca. Începea să spovedească. Seara la 6 făceau utrenia. Vecernia. Și la 12 noapte făcea miezmotica. Și la 6 noapte. În fiecare zi. Liturghia în fiecare zi. Adică ăștia sunt câteva modele de preoți pe care le-am întâlnit. Deci n-a vechiul 7. Odată eram în spital și vine o măicuță de la Lococeu. Și avea arginiu, dar nu-i dat seama. Și la un moment dat măicuța spune, domnule doctor, știți, am probleme cu ieșitul afară. Nu-i dat seama. M-am dus acasă, m-am luat o somnulare și m-am visat descântând arginiu. Și mă întorc. Măicuță, de ce nu mi-ai spus că ai probleme cu scaunul și că faci pe tine? Doamne doctor, eu sunt măicuță. Cum să spun așa ceva? Păi și zic, aia cine viu? De ce nu te-a dezlegat Părintele Visarion? Păi zice, Părintele Visarion nu dezleagă tot. Și ne mai trimite și în alte părți. Să nu zică lumea că e sfânt. Și ortodoxia a avut oamenii ăștia. Printre care Părintele Visarion. Și de asta vă dați seama, eu am avut niște oameni de ăștia. Cum a fost Părintele Visarion, cum a fost Părintele Agat, cum e Dan, Gorodco, cum e Părintele Arsenie.
susțin și mă ajută. Atât decât o să fac bine și intenția mea, relativ la oameni, va fi bine, voi avea ajutorul meu. Eu știu că sunt bine atâta timp cât mă ajută ei. Pentru că în momentul în care greșesc, mi se spune. Ei îmi spun. E bine. Și în momentul respectiv știu că eu nu persist. Dar automat și ei evoluează la dată cu mine. Pentru că prin ceea ce fac eu, că încerc să luminez oameni, să intru pe Dumnezeu, să-i fac să citească, să înțeleagă, să caute. Automat primești și ei, da. Care ar trebui să fie legătura noastră cu Îngerul? Îngerul este cel care este legătura mea cu Dumnezeu. Îngerul meu se duce și spune Dumnezeu, uite ce a făcut Dragoș. Bine. Uite ce a făcut Dragoș. Și atunci, tot ceea ce fac eu bine este raportat la șef. Tot ceea ce fac eu rău, e notat din partea cealaltă. Și trebuie, îmi pare rău, eu din punctul de vedere sunt foarte pragmatic. Adică, că la un moment dat am devenit subiect de studiu la IE, pentru că eu puteam să fac fapte cu clienții pe minus și plus 100. Pe mine nu mă interesează faptele. Pe mine mă interesează perspectiva faptelor. Adică, dacă pentru a salva un om, trebuie să fac o prostie, o fac. Da? De ce? Pentru că e mai important sufletul ăla. Sufletul este incomensurabil ca valoare. Și drept urmare, pe mine mă interesează omul. Nu mă interesează lumea. Experiența. Adică știu că dacă fac un lucru, automat se va întâmpla bine. Da? Deci automat dacă trimit un om la... Am un om foarte încărcat, da? Am două posibilități. Îl trimit la moaște de Sfinți, îl trimit la spovedanie sau îl trimit tot și ia pe cineva și te-și pe sex. Da? Ăla e un păcat, da? Că face sex. Dar se descarcă. După aia când vine și este relaxat, poți să stau de vorbă cu el. Dar dacă e un pachet de dragi, cum să vorbești cu el? Îi vorbesc cu Dumnezeu în condiții în care el nu. Și atunci câteodată trebuie să îți asumi o greșeală a cuiva. Dar pentru că ai o perspectivă să fie bine. Și atunci îl scoți din priză, îi dai voie. Asta se numește duhovnicie. Pentru fiecare individ îți trebuie alt tip de tratament. Unul îi trebuie rugăciune, altul îi trebuie post. Păi, dar la o frigidă nu îi trebuie abstinență sexuală, că e frigidă. Ei trebuie să înțeleagă ce e. Și atunci tu, du-te pe cucăru. Și ți-o asumi tu. Dar o trimiți. Puterea îngerilor noștri scade în funcție de păcatele noastre? Puterea îngerilor noastre. Dumnezeu este plin de haz. Și eram un post al Paștelui și m-a rugat Dumnezeu, Doamne, vreau să văd și eu îngeri. Eu mai văzut semnul de la, vreau să văd și eu îngeri. Și am ținut post negru 3 zile. 3 zile de post negru sunt foarte importante în evoluția spirituală a omului. Și mă trezesc în mijlocul camerei până ce deci, am încercat camera asta de la așa. Deci când își zic, mare. Și zic, cum te cheamă? Iusuf. M-a trimis Dumnezeu. Deci dacă n-am mâncat la formare și la smochină, cât am avut îngerul ăsta cu mine, de m-am săturat. Deci nu mâncat decât formare și smochină. Și a mi-a fost plăcut să stau lângă el. Și mă întrebam, de ce mi-a trimis unul Iusuf? Și nu mi-a trimis, Doamne, Doamne, un înger pe care să-l chime Gheorghe sau Vasile. Și să înțeleg că sunt și alții care au îngeri, nu numai ortodoxi. Și bine, o să-mi zică lumea că e o arătare, că a fost unde mult așa interpretează oamenii. Dar, domne, nu. Există modalități foarte simple de a afla dacă un înger e înger sau demon. Și există o parolă. Îi disperă asta pe toți, știi? Parola se numește Preasfântă de Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Dacă o entitate este în stare să spună acest lucru, ăla e înger. Deci, ține minte. Preasfântă, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. De ce? Toată mântuirea omului se bazează pe Fecioria Maicii Domnului. Maica Domnului ca Fecioară este cea care a călcat capul șarpului. Maica. Bun. Și atunci, în momentul în care un înger spune
preascundă născătoarea de Dumnezeu, fecioară, înseamnă că este de acord cu nașterea, că, că Mântuitorul s-a născut. Că s-a născut din fecioară. Că el a venit să ne mântuiască. Deci este de acord cu tot creștinismul. Deci tot creștinismul este băgat în preascundă născătoarea de Dumnezeu, fecioară. Și atunci pui să întreb. Zici, care e paralelul lui? Și dacă el spune preascundă născătoarea de Dumnezeu, fecioară, înseamnă că e. Un demon nu se poate niciodată. Moare. Mai bine moare. Mai bine îl tai cu lamă. Nu spune așa ceva. Ei, și de ce era înger? Și totul a durat până în momentul în care, deși curat fiind și înainte de post, când m-am culcat prima oară cu distinție și în momentul în care îngerul respectiv s-a făcut din cât era de mare atâtica, și a dispărut, țipând, mi-a luat putere, mi-a luat fermice. Și a fugit. Vreau să spun că mi-a părut tare rău, pentru că să știți că e drăguț să ai un înger lângă tine cu care să stai de vorbă și care să și care să-ți explice. Pentru că începi să vezi lumea prin intermediul îngerilor. Și lumea văzută prin intermediul îngerilor are altă conotație decât lumea văzută prin intermediul nostru sau al demonilor. Și ăsta era un înger mare. Da? Deci, puterea îngerilor crește prin rugăciune, post, tot ce faci bine, prin ajutorarea celorlalți, pomeni, rugăciuni, liturghii, pelerinaje la locuri sfinte, participări la slujbe, masuri, nunți, botezuri, mă refer la nunți la botezuri, sfeștari, nu mă refer că te duci la restaurant. Și acolo când ești și se mărturisește botezul sau însă că facem să mă duc toate astea, cresc puterea îngerilor pe ei. În momentul în care faci prostii, îți scade puterea. Există posibilitatea ca ei să nu-și facă misiunea? Absolut. Deci există posibilitatea? Nu. Ignoranță, nu știu, deci ignoranță, nu pot, se încurcă în proprie lor, pentru că ei au niște păreri, deci ei au opinii, da? Și toate opiniile lor sunt foarte stricte. Și din cauza asta pot să-și jateze misiunea personală. Și când își jateze misiunea personală, v-am zis că îi se dau altele. Și dacă nu, trebuie să, la un moment dat să nască, ca să înțeleagă. Îngerii pot să se întrupeze. Și să-mi trimiși pe întrupare. Nu ai înțeles? Nu trebuie să vezi cum îi să fie. Deci, să înțelegem că putem să avem acces la ei. Absolut, da. Deci, se poate. Aici o să se arătă până. Să știți că de multe ori tarotul, pendulul, cum se cheamă tabla aia? Ojaba, oaba, ojaua, mă rog, aia cu litere. Poate să fie o metodă de a accesa îngeri. Evident că poți să accesezi și demoni. Aici apare problema. Că poți să accesezi ori îngeri, ori demoni. Cu cărțile de tarot poți să accesezi ori lumina în întuneric. Asta e problema. Nu că le povestești, ci ce accesezi. Eu, de exemplu, pendulul l-am folosit datorită lui Dan Seara. Aveam o problemă cu pacientul și nu-i găseam nepo. Și la un moment dat eu simt unele spirite și mă duc cu Dan Seara acasă. Și de la prietena mea care a murit, aveam o carte. Cartea lui pendul. Tot. Aveam totul pus într-un pachetele, interesase mie, după moarte. M-am dus, am luat cartea de transferat, acum am deschis-o și am luat pendulul. Și l-am pus pe pacienta respectivă. Și în momentul în care am pus la chakra 2, dom'le, ziceai că e în fir pendulul ăla, un centru la energetic. Și am auzit clar în minte, RGB-ul. Bun, și ce fac? Mă rog, și de aici am plecat pericul meu cum a încercat să dezleg RGB-ul și mai știu ce. Și pentru asta trebuie să-mi mulțumesc de transferat. El este cel mai mult dat prin bază la anestezie. Să înțelegi că mai există și altceva. Sunt instrumente? Sunt instrumente, absolut, pe care poți să le folosești. Și care sunt foarte utile în terapie. Și am descoperit diverse, eu știu, simptome, boli, energie. Cum putem să dobândim mai mulți îngeri, afară de inițieri? Uite, de exemplu, lumea nu știe, dar în momentul în care te duci la un botez și spune crucea aia în piept, aia este un
cum se cheamă, o dovadă că tu ai fost la acel botez. Dar cu ocazia asta primești un înger, care sunt sfințite toate. Și dacă le păstrezi în hainele respective, îngerul ați în suflet. Botezurile, deci când particip la botezul, nunțile, când particip, liturghiile, când particip la slujbe și se deschid cerurile, automat se primesc darul. Pentru că, trebuie să vă spun, Dumnezeu este un tip extraordinar cu bol. Simplu faptul că te duci la El, îl umple de bucurie. Și imaginează-ți, lumea, n-ați văzut gazde de alea primitoare? Că sunt și la noi, în Ardeal, unde când te duci și spune totul pe masă și îți dă și ia și la tine și o brânză și o pălină și... Ei! Dumnezeu este mai presus de atât. Și când te duci la El, îți dă. Da. Și unele dintre darurile care îți dau, sunt îngeri. Îngeri care îți ajută misiunea ta personală. Putem să ne folosim de ei, să spunem așa, pentru a ajuta pe ceilalți? Absolut, da. Deci pot să primi din îngerii mei, din ghizii mei, să ajut pacienții, copiii, cursanții, ceilalți oameni care gândesc greșit, pur și simplu să-i îndrug. Da, absolut. Dacă ei nu vor? Îngerii le explică. Dacă nu vor, Dumnezeu își trage ambasadele. Dacă nu vor îngeri? Nu există că nu vor. Deși, ba nu, există. La un am trimis îngerii mei să ajute pe cineva. Și respectivul domn, niște plăceași mai puțin ortodoxe. Și mă trezesc cu ăștia că vin la mine și zic, Dragoș, te rugăm, ia-ne înapoi. Și-au ascultat. S-au dus, deci au încercat să ajute. Dar la un moment dat am zis, Dragoș, iartă-ne, ia-ne înapoi. Și mă... M-am zis că lor nu le plac. La toate alea. Dom'le, suntem oameni. N-am nimic împotrivă. Artificiilor din pat, da? Dar îngerul nu le plac. Avem partea aceasta de lumină. Și apropo de inițieri, primim și partea de întuneric? Un înger, un demon? Nu, nu e adevărat. Chestia asta, cred că eu am primis-o, dar din greșeală a ieșit așa. E firesc ca odată ce capeți lumină, tu să atragi într-un univers bipolar întunericul. Dar nu înseamnă că o inițiere îți aduce un înger și un demon. În momentul în care faci o inițiere și ai lumină, automat tu vei polariza. Și ce o să atragi? Întuneric. Nu? Și atunci, problema nu este că o inițiere îți aduce înger. Sau îți aduce demon. Dar automat tu vei polariza ce? Energia de sens opus. Asta nu înseamnă că tu ești vinovat sau că inițierea e vinovată. Pur și simplu așa se întâmplă în universul bipolar. Nu trebuie să te speri. Pentru că dacă ai ajuns la puterea să ai mai mulți îngeri, e clar că ai și puterea să treci peste mai mulți demoni. Îți vin ca ispite? Absolut, da. Îți vin și ca ispite, îți vin și ca să înțelegi, îți vin și ca de școală, îți vin ca și ajutorarea altora. Pentru că automat avem mai mulți îngeri, sensul lor. Deci îngeri, de ce vin? Vin să te ajute pe tine și să ajute pe alții. Deci automat pe tine îi ajută pe alții. Deci automat îngerii vor să ajute. Nu sunt numai pentru mine. Sunt pentru toți cei care intră în contact cu mine. Intenția lor. De asta dacă tu faci belele, ei pleacă. Se îndepărtează. De ce? Păi, ce fac? Vin la tine să fac ce? Să stau degeaba? Nu mai vine unul la altul? Drăguța vă, la un moment dat. Mă trezesc. Eu mi-am mai furat-o de la Arhanghel, preoților. Și mi-am tras una în cap unul. Și zic, mă, zic, tu nu ești normal. Zic, știi că sunt cu capul și că vin după tine și că ți-o dau. Zic, mă cunoști, că mi s-a dus bucur. De ce ai dat în mine? Păi zice, știam că o să mă lovești. Dar zice, mai bine să stau cu tine decât să stau cu ăla. De ce? Pentru că am fost drăguț, am fost sincer. Hai cu tata. De ce? Dacă îngerilor nu le place de șeful lor, găsesc o metodă să plece. Ați înțeles? Deci, efectiv, te părăsesc. Poate trebuie să stai în omul respectiv. Poate are nevoie
Poate trebuie să stai lângă omul respectiv, poate că trebuie să stai, dar dacă, de exemplu, omul respectiv nu îi folosește sau nu are grijă de ei, de ce să stai lângă el? Da. Se ducă la urmă. Se găsesc o modalitate. Există modalități divine. Știți principiul? Cui are-i să vă mai da și cui n-are-i să vă lua și ce are. Deci dacă tu nu-ți folosești ghizii în sensul divinității, există o modalitate prin care să învați. Cum îi folosim? Cum ne ajută ei mai precis, propriu zis, în acțiunile noastre? O secundă. Păi ce interesează pe ei? Să implementeze în plan terestru voința divină. Corect? Asta este scopul lor. Bun. Pentru asta trebuie să aibă putere. Ce le dă putere? Rugăciunea? Postul. Da? Bun. Ce le mai dă putere? Binele pe care faci. Ajutorarea celorlalți. Terapia pe alții. Pelerinaje. Studiul. Studiul cărților sfinte. Dacă citești Evangheliile, are o valoare inestimabilă. Deci, cum să vă zic eu, deci pe... în ierarhia faptelor bune, avem postul ăsta, poate să facă oricine, indiferent de IQ, da? Rugăciune. Asta presupune că la măcar trebuie să știe să citească ceva, da? Vine studiul cărților sfinte. Și după aia vine ajutorarea celorlalți. Cel mai important este ajutorarea oamenilor. Dar să știți că studiul cărților sfinte e și ăla foarte important. Adică simplu faptul că citești sfinți despre adevăr. Despre adevăr. Despre Dumnezeu. Despre manifestările divine. Automat, îngerul îi place treaba asta. Și cu cât ești mai avizat, cu atât poți să ajuți mai mult. Da? Și automat, prin faptul că tu ajuți, ei primesc și la rândul lor bonusuri. Și ei primesc. Să știți că decorațiile nu au fost învățate nimic. Nu au fost inventate pe pământ. Cunurile de laur nu au fost inventate pe pământ. Darurile, cum să vă zic eu, săbile, știți? Apropo de cabaret, că erai făcut cabaret și primeai sabii. Aia nu a fost inventată pe pământ. Să fie ce? Absolut. Și sus e și jos. Deci, în momentul în care îngerii se bat cu pumni, știți, mă întreba toată lumea. Băi, Argeșa, de ce te interesează pe tine sporturile de contact? De ce mă interesează sporturile de contact? Eu am văzut la Părintele Pantheimon. Că eu am avut discuții de astea. Părintele Pantheimon, de exemplu. Părinte, dar cum se bat îngerii? A, hai că-i înțelesesc acum. Hai că-i iau, sabii. La care Părintele Pantheimon știți ce mi-a zis? Nu știu. O să mă duc și o să-mi trăiesc. Și s-a dus Părintele Pantheimon și m-a dus peste o săptămână. Părinte, cum e? Cu ce se bat îngerii? Și la care Părintele Pantheimon, care e recunoscut ca fiind un văzător cu Duhul, mi-a zis, cu pumni, dragi. Deci există pumni, sabie, etc. Și deci, automat, ei primesc inclusiv arme, săbii, ca să te ajute. Ei primesc inclusiv aripile. Aripile sunt dar nimic. Eu am primit de foarte multe ori cununi. O să pară ciudat de fac afirmația asta. Dar mă pricep foarte minunat la pierdere. Pentru că asta, exact apropo de principiu cu îngerul ăla. Doamne, vreau să văd și eu un înger. Dar dura foarte mult să-l văd. Deci eu mă pricep foarte bine să primesc cununi, dar la fel de bine mă pricep să le pierd. Da? Dar ce puțin știu că există. Eu știu că există așa ceva. Ei, și asta se numesc, se dau un învingător. Și există un învingător chiar și în planul fizic, în ceea ce privește spiritualitatea. Au alte calități? Acest înger cu două ari, trei ari? Au putere mai ari. Cu două, cu patru, cu șase. Că sunt multipli de două ari. Au altă putere spirituală, au altă putere de a determina, au altă putere de a determina binele. Au altă putere de a interveni în boli, în împiedicarea unui accident, în împiedicarea unui eveniment. Îngerii cu aripi mari, de exemplu Metatron, care este un înger superb, are altă putere de a interveni în planul terestru, în momentul în care se îngăduie. Că nici măcar lor nu-i se îngăduie oricând. Deci, planeta Pământ este păstrată în echilibru cu o pepinieră.
Noi suntem la niște ciuperci. Știți ciupercile? Știți care e condiția ca ciupercile să crească? Întuneric și umiditate. Așa e și planta Pământ. Are o vibrație joasă, tocmai ca să iasă la suprafață șerpișorii. Și atunci Dumnezeu e cel care păstrează vibrația asta mai joasă, special ca să nască toate tipurile de oameni. Că pe Pământ pot să existe îngeri întrupați, ființi, alte vieți. Poate să coboare și Maica, și Mântuitorul. Poate să coboare oricine. Special ca să intervină și să interfere oamenii. Și atunci, evident că vibrația trebuie păstrată la un nivel înseamnă să vină și cei de sus și cei de jos. Revenim. Le dăm putere. Da. Cum ne ajută, cum vă zis. Aia e treaba lor. Nu-i treaba mea. Evident că dacă sunt luptător în ring, o să am nevoie de un anumit tip de îngeri. Dacă fac matematici, o să am nevoie de alt tip de îngeri. Dacă sunt terapeut, o să am alt tip de îngeri. Pentru că îngerii sunt specializați. Deci nu, cum să zic eu, pe lângă îngerul tău păzitor, că așa sunt meserile. Meserile se aleg și în funcție de îngerul păzitor, sau în funcție de aptitudinea omului, singurului omului. Dar, în funcție de ceea ce urmează să faci ca profesie, sau ceea ce ai tu de făcut în perspectiva următoare, vin ghizii pentru ceva. Dacă sunt terapeut, ce ghizii o să am? Pe terapie. Dacă am, dacă o să fiu, dacă mă întorc la lariu, ce îngeri o să am? De pilotaj. Adică, care se ocupă de condus mașini, vehicule. Da? Dacă ești, nu să zic eu, medic, dacă ești chirurg, o să ai entități spirituale specializate pe așa ceva. Și legătura cu ei se face prin gând? Prin ideile care ideile care îți vin. Prima idee care îți vin de obicei de la Angelul Păstor. Primul gând. Primul gând care mă vine, care de obicei nu îl luăm în seamă. Că totuși poate știm noi mai bine de atât. Dar la început, apropo de relația cu îngerii, e bine să mergi pe întrebări simple. Da, nu. Adică ce e bine să fac asta? Da, nu. Ce e bine să fac asta? Da, nu. Până când ajung. Că există o voce. Știți, apropo de auzitul vocilor în cap. Până când ajungi să intervii tu, până stai să te gândești. Da, există o voce a entităților spirituale și tu trebuie să înveți care este vocea ghidului meu. Dincolo de noi ani de entități spirituale care sunt în jurul nostru, de oameni care gândesc, trebuie să înveți care este vocea ghidului tău, că aici e problema. Nu e ușor. Nu e deloc ușor. Nu. Care sunt dreptele de evoluție? Cum ajunge un nou înger? Păi, în primul rând, un spirit care se naște în șarpe. Kundalini, da? La ora actuală nu mai sunt îngerii păzitori în corpul oamenilor, cum era pe vremea mea, de exemplu. Acum deja se nasc direct șerpi. Da? Adică deja manifest la nivel de conștiință. Șarpele Kundalini. Nu mai doare. E direct în cap. Bun. Prin evoluție, prin schimbarea vibrației, șarpele se deci urcă de la nivelul chakrei 2, iese, devine deliberat, se întoarce, își înghite coada. După ce își înghite coada, se transformă nou. Și devine om. În funcție de ceea ce face, începe să evolueze, să capete. 2 ani, 4, 6, să devină sfânt. Procesul acesta este un pic cam greu de digerat, să spun așa. E foarte greu de digerat. De absolut. Deci eu n-am zis că e ușor. Eu prima ipoteză, apropo de treaba asta, am întâlnit-o în mănăstire. Când am stat de vorbă cu un băiat și ăsta era fratele mănăstire și îmi povestea că el stătea cu un. Și el mi-a zis că un călugăr care se mântuie, pe lângă faptul că se mântuie, devine serafin. Adică înger cu 6 aripi. Și pe lângă asta își mântuie tot neamul. Adică mântuirea omului se face și în raport cu neamului, nu singur. Iar un călugăr care se mântuie, deci ajunge la nivel de cel nou, caută 6 ani. Deci foarte mult. De asta, imaginați-vă că o viață de călugărie este să pleci la nivel de cel 1, să ajungi la nivel de cel nou. Greu. Și totuși rapid. De asta evoluția pe Pământ este foarte rapidă. E foarte rapidă, evident că viața de călugări nu e de ușoară.
Este evident că presupune un sacrificiu, presupune abstinența sexuală, presupune dominarea instinctelor sexuale. Deci, mă rog, călugăria este o vocație, e o... știți cum e mult schema spre cinare și deci nu oricine poate să fie călugat. Venim cu un înger și cu un demon? Nu. Nu. Demonul suntem noi. Sinele nostru, în șarpele, ăsta e. Și îngerul care ne educă pe noi. Adică noi, demonul, venim cu îngerul care ne învață... De aici ideea, că noi omul, de fapt, avem un înger și un demon. Nu e adevărat. Noi suntem. Noi suntem oameni. Și am întâlnit treaba asta chiar și la un... la un pusnic. Nu mai știu în ce. Nu știu dacă poate era un bătrân pusnic care nu vorbea foarte mult. Și la un moment dat zice, domnule, trebuie să fim cu luarea minte și să acceptăm că demonul suntem noi. E noi. Nu în afară. De ce? Păi e foarte simplu. Și asta este explicat inclusiv de psihanaliză. Eu nu pot să fac un rău, indiferent că e indus, că e așa, că așa. Dacă nu rezonez cu răul respectiv. Deci dacă eu fac un rău, indiferent că îmi place de ăștia care spun, domnule, eu am făcut rău că m-am pus ăla. Mai, eu am fost bun. M-am primit un mesaj de genul ăsta de la maestru de-al meu, mai după inițiere, s-au exacerbat instinctele sexuale. Argișanul a făcut. Bă, zic, dar de când de noi am făcut pe toți, că ar fi trebuit să fie o colcăială. Unde din contul, n-am nicio problemă. Dar e ușor să dai vină pe altul. Adică, în momentul în care e dat, cum să zic eu, se trezește sinele ăsta, el se manifestă în toate formele de manifestare. Și, până la urmă, nimeni nu poate să facă un lucru, amințând că e induși tu, dacă n-ar avea de ce să vede. Demonul mă agață prin slăbiciunile mele. Ori un om, chiar dacă induce, se folosește de demon, sau de înger. Tot slăbiciunile mele se agață. Deci problema nu e exterior. Problema sunt eu. Și vezi, există pilda nu chiar nu. Sfântul Ciprian cu, cum o chema? Cu vioasta? Teodora. Nu se oare că e. Da? Când ai spirit, ai spirit, ai spirit, ai spirit, și când am văzut că nu poate, a trebuit la creștin Ciprian. Cu toată magia mea. Deci așa e ușor. Eu n-am vrut. M-a pus vrăjitor, m-a pus vrăjitoarea, m-a pus fals. Ți-ai gata de ceva din tine, de nemulțumire din tine, pe care tu o manifesti. Răul poate să împiedice îngerii să-și facă misiune? Absolut, da. Da. Părinte Largat. Pe povestea. Că citeam oliftele și cum citeam oliftele, i-a venit Arhanghel. Citeam oliftele, dar la un moment dat nu am putut că trebuia să țină post pentru oliftele alea, nu? Și vedeam oamenii bolnavi și el citea și iar venea oameni bolnavi și, și la un moment dat nu am putut să țină post și am început să mănânce. Și vine că puterea Arhanghelului vine prin post negru. Și a venit Arhanghel și zice, Părinte, Părinte, câtă bătaie mâncăm noi. Zice, nu avem putere de la Dumnezeu. Și mă rog, după aia a început să citească psaltirea și să acoperă lipsa postului cu psaltirea. Dar ca idee, deci ei mănâncă bătaie. Și rănile de la nivel astral, dor, al naibii de mult și la fel cu aia la nivel fizic. Numai că nu sunt, cum să spun eu, nu te omoară, pentru că dacă ți-a luat capul, nu mori. Îți ia de energie, dar nu te omoară. Se înțelege? Sau? Dar de durul doare la fel. Putem să folosim în luptă? Si. Îngerii? Da. Păi, cu ce să luți în luptă? Si, dacă nu cu îngeri și cu demoni. Asta e problema. Evident, da. Împotriva vrăjitorilor, evident că intervin îngerii. Împotriva vrăjitorilor, împotriva demonilor. Dar sunt îngerii specializați. Putem să folosim un înger. Da, mie asta mi-e drag. Asta mi-e drag, știi? Că toată lumea se sperie de, de exemplu, de episcop. Un episcop ortodox are în jur de 150.000, dacă e mai bătrân, 200 și ceva de mii de ani.
Dom'le, dar din ăștia sunt câteva sute de arhanghel. Restul sunt de aia care cântă. Deci, nu trebuie să folosești. Deci, e adevărat că principiul mulți e adevărat. Că dacă se trimite mulți, te îngroapă. Dar în lupte se folosesc îngerii care sunt specializați în lupte. Psii, lupte handi. Arhanghel și mai sunt îngeri de la nivel de cer 7, de la nivel de Rafael și mai există la nivel de Metatron, care sunt specializați în multe, mă rog, cu alte sisteme. Dar pot fi luați, acest ghis? Absolut, da. La un moment dat trebuia să mă mai caiva să țin un curs și maestra mea îi spune unei tipe de la anestezie. Și zice, nu vii că vine deja am să țină curs la caiva. La care asta îi spune, nu că stai la care iau îngeri. apropo de luatul îngerilor. Eu nu iau îngeri. Adică nu, nu este într-o tot adevărat. Iau îngeri, dar să vă fie contextul. Eu am scris, eu am zis, bă, ăsta sunt, asta fac, asta e profesia mea. Profesia mea e războiul psi, ăsta sunt, nu pot să mă neg. Da? Sunt mai bun războinic psi decât terapeut. Sunt alții mai buni terapeuți, dar eu, magie, dezlegări și războiul psi, asta e meseria mea. Și nu aici, în România. Altă afară. În alte părți, în alte universuri. Bun. Păi, dacă tu vii peste mine ca să vezi ce pot, nu să te omor. Că n-am voie. Eu, ca fond, sunt budist. Dar atunci îți iau putere. Puterea de cine-i dată? De înger și de demon. Să știți că omul de la sine însuși nu are nicio putere. E o putere dată de vârsta astrală și de dimensiune. Corect. Dar, dincolo de asta, sunt câți îngeri și câți demoni. Deci, automat, când te atacă cineva, primul cu care îl iau sunt îngerii și demoni. Numărul și mărimea lor. Și după ce l-am dezarmat, la revedere, nu mă interesează. Dar e firesc. Păi dacă tu îmi trimiți, da? Am pățit treaba asta. Un episcop cu care am stat de vorbă. Da? Îmi trimite îngerul morții. La copii. Și de unde nu trebuia, în momentul ăla de neatenție, unul dintre copiii mei se răstoglește cu colacul și îl bădâc la fund. Eu nu l-am văzut că era cu spatele, numai că era un băiat care era la înger păzitor, la bazin. Ce poți să-ți fac ție ca episcop? Când ai folosit cunoașterea, ai folosit tu care trebuie să binecuvântezi, tu care trebuie să mă înveți în viață și folosești îngerul morții. Ce poți să-ți fac ție? Îți iau tot, evident. Și sufletul ți-l iau. Nu mai înger. Și totuși îngerul păzitor al copilului era mult prea... Există, sau... nu. Era foarte bun. Problema este că până și îngerii păzitori ai copiilor sau îngerii păzitori ai unui om pot să fie depășiți de energia care vine. Ori, avea putere. Nu asupra mea, dar asupra lui ca și copilul meu. Deci, automat s-a produs treaba asta. Bine că dacă Dumnezeu nu vrea să moară cineva, nu moare. Da? Dar ca idee. Și, evident, am luat tot. Deci, problema este că în momentul în care iei sufletul prin drept divin, iei viața. Nu am nicio problemă. Ai vrut să o omori, nu să plătești cu viața ta. Nu mai stau să mă joc. Adică, eu am fost, poate mulți, abia acum ăștia care vin după mine și pe care am crescut eu, îmi zic, bă, eu nu știu cât ai avut tu atâta răbdare. Eu am răbdare de vreo 10 ani. Și să stai atât de cuminte. Nu mai răbdare. Răsplătesc. Deci când ai cunoaștere, nu mai merge principiul iubirii. Adică ți-am dat lângă, iartă-mă, îți mai dau lângă, iartă-mă. Nu. Ai dat, ți-ai luat. Principiul iubirii merge la omul de rând. La cei care au cunoaștere, preoți, episcopi, masoni, nu există. Dragă bancă. Nu mai am timp. Avem îngeri. I-am câștigat. Putem okay. Să le dăm orice misiune avem noi. Ei trebuie să ne asculte. Depinde. Nu. O secundă. Cum să zic eu. Aici se pune problema în felul următor. Depinde de nivelul tău spiritual. Un preot poate să comande arhanghelilor. Există niște latini. Deci preotul poate să comande arhanghelului Mihail și Gabriel. Dar Mihail e de cer 5. Gabriel e invers. Gabriel e de cer 5, Mihail e de cer 3. Dar preoții ăștia
n-ai voie să-i comanzi lui Rafael, decât dacă ești dincolo de cer 7. Adică un preot, chiar dacă e el de cer 2, poate să comande prin harul inițierii și Gaiului Gheorghe și Mihai, chiar dacă vreau că e preot. Al lui Hristos. De ce l-a lui Hristos? Da. Da. El nu poate să-i comande lui Rafael. Ok? Așa cum, da? Dacă crește, poate să-i comande lui Rafael. Exact cum, de exemplu, Metatron nu se poate opune episcopilor. Că eu am testat tot, vă dați seama. Să văd ce merge, nu? Ei, Metatron nu o să ducă pe episcop, peste episcop, dar peste preot poate să ducă. Că e deasupra lui. Vine de sus. Deci tu trebuie să fii mai sus decât aia. Ca să comandă. Și nu trebuie să fiu neapărat mai sus ca lumină interioară. Că eu pot să fiu la minus. Și ca potențial. Pentru că, v-am zis, dincolo nu pot să minți. Eu aici pot să mă hermanesc cu mine interioară, să mă scad. Cât vreau eu. Pot să de ce am nevoie. Pot mă la minus. Dar îngerii știu că eu potențial am altul. Și nu să ei, pe ei nu pot să-i păcălești. Și atunci, evident că eu să asculte de cel care are potențialul mai mare. Pe ei nu-i interesează. Și vreau să spun ceva. Îngerii urmăresc inclusiv relațiile astea. Și drăguț a fost momentul, deci în momentul în care am avut o altercație de genul ăsta cu episcopul, îngerii s-au dus și au zis, plecăm. Unde? La Dragoș. De ce? Pentru că ai greșit. Cum? Că uite, faci așa și așa. Dragoș face ceea ce trebuie. Și te-am mințit. Pum! Îți dai seama ce înseamnă să zici pe să spună ai fost numit. E jenă. Adică eu am o jenă, știți? Știți care e jenă mea cea mai mare? Jenă mea cea mai mare este mi s-a întâmplat treaba asta și nimic nu mi-e mai rău decât asta. În rest, pot să pierd tot. Cea mai cumplită experiența mea din toate timpurile a fost momentul unei vieți, nu o să spun care, în care m-am întors în cer și nu zicea nimeni nimic. Când nu zicea nimeni, de ce atât nu? A fost îngrozitor. Să te întorci acasă. Unde puteai să fii un învingător și să te întorci acasă cu camul plecat. Și să-i spui, Doamne, știi, n-am putut să vorbesc. De ce? Păi m-am încurcat cu nevastă, cu copilul, cu alea, cu alea. Ce să zici? Că știi, am avut și nevoie de sex, că am avut nevoie de bani. Ce să zici? Nu să zici nimic. Te duci acolo în fața lui Dumnezeu și a îngerilor. Da? Și îi atac. Și nu zic nimic. Nu sunt urar. Nu se bucură că te văd. Să uite așa la tine. A venit și ăsta. Nici nu gândesc, nu? Că nu pot să-și permit să gândească o despre el, dar să uite dezaprobatul. Aia cel mai urmă. Și atunci mie mi-a fost frică de treaba asta. Nu că mi-a fost frică, nu mi-e frică. Am trecut de. Dar, tocmai ca să nu ajung în situația aia, am vrut să fac lucruri care să rămână scrise. Nu în cărțile de plan terestru. Ci în cărțile alea. În cărțile alea, că sunt multe lucruri, știți, apropo de Iisus, că ceea ce a scris Iisus, că Iisus a făcut mult mai multe, dar nu este scris în cartea aceasta. Pentru că n-ai voie să scrii tot. Da? Când urmărești dimensiunea unui om, păi poți să verifici, da? Cât la sută din ce a făcut Hristos este înscris în Biblie? Păi eu cred că nu e nici 5%. Cât la sută din ce a făcut Hristos la nivel astral? Ce a făcut El? Haideți să vă spun ceva. Știți că la nivel astral există închisori cu îngeri care au greșit pe pământ? Nu, n-am mai zis niciodată nimeni despre așa ceva. Există închisori și imaginați-vă celulele de la Alcatraz. Juf, juf. În da? Cer? Îngeri. În cer? În cer. Unde închisori? În cer. În cer, la nivel nu, de cerul. Nu, în astral, ziceam. În jos. Și ăștia sunt îngeri care au greșit și au furat-o de la demon. Au fost păcăliți de demon. Și atunci sunt închiși acolo. Miliani.
De ce la nivel astral? Păi pentru că... Pentru că nu sunt destul de păcătoși încât să fie în ea. Au fost doar proști. Dar prea nici prea. Nici prea, prea, nici prea. Păi imaginează-ți că mă duc și într-o zi am avut puterea să zic deschideți toate astea. Deci, pe așa vreau eu. Și nu se poate până nimeni. Ai cu de vină îngerie. Miliarde de miliarde. E celul care deschide. Corect. Credeți că îngeria o să trădeze cineva, pe cineva în condițiile în care nu mai aveau speranța că vor fi salvați în mână. Și Dumnezeu totuși a lăsat această posibilitate? Dumnezeu a îngăduit. Pentru că există liber arbitru, pentru că există acolo lupta cu demonii, pentru că războiul dintre cer și iad este ca într-un război adevărat. Să iau prizonieri. Și sunt și îngeri luați prizonieri. Da? Hei, când deschizi alea, vedeți că îngerii ăștia te uită vreodată? Niciodată. Dacă s-a ajunge acolo. Vă dau un exemplu. Dacă există ideea, există posibilitatea, înseamnă că s-a și produs. Mai. Ei pot să decadă, să greșească atât de mult, încât să nu se mai întoarcă în cer? Absolut. Se pot transforma în demon. Deci pot să greșească în atât, încât să se transforme în demon. Sau se... Deci pot cobori un... Se transformă în... Își pierd lumina. Adică imaginați-vă că îngerul ăsta e alb, da? Și la un moment dat, din cauza faptului că înțelege și greșește că ceva se întâmplă, lumina nu se transformă în gri, la negru. Ei nu o să fie demon, nu o să aibă coarne și coarne. Dar o să fie îngeri negri. Bun. De ce? Pentru că ai cu coada și cu coarnele să apară în momentul în care ai ales partea. La judecata finală. Ei, ăștia sunt îngeri care sunt îngeri decăzuți. Și îngerii decăzuți pot să se întoarcă la Dumnezeu în condițiile în care ei înțeleg ce au greșit și își repară greșeala. Absolut. Să știți că Dumnezeu nu are dorința de a-i pedepsi. Și le face să înțeleagă. Asta e cel mai important. Să ajuți pe cineva să înțeleagă. Există de asemenea îngerii care sunt făcuți prizonieri de demon și folosiți pe post de momeală. Da? Un înger este agățat, trimis în față și de fapt în spate este un demon. Și sunt multe culte care sunt așa. Pe principiu este. Uite ce frumos e la 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 la. Culte neoprotestante. Și în realitate sunt în spate sunt demoni care te agață. Da? Sunt foarte buni. Cum îți dai seama? Nu prea cum să-ți dai seama. Adică trebuie să fii cu mult în afară ca să-ți dai seama. Dar se întâmplă în următorul fel. De ce? Pentru că există lumina iluzorie. La un moment dat, că nu e ok. Că e o lumină, dar nu apare Hristos. Că în toată trebuie să fie Hristos. În general, lucrurile neoprotestante se referă la Mântuitor. Nu? Și atunci e foarte importantă relația personală cu Hristos. Demonul poate să se atingă. Când ai relația asta. De fapt, apogeul relației cu Îngerul Păzitor este momentul în care Îngerul Păzitor al tău devine Hristos. Hristos devine mentorul tău personal. Deci tu asculti de Îngerul Păzitor până când la un moment dat, ca merit pentru că ai ascultat de Îngerul Păzitor, începi să fii ghidat de Mântuitor. Și el este afogeul. Și de unde știi? Mântuitorul când apare, apoi apare. Aia este de neconfundat. Nu vezi că apare așa ca o lumină, mai ceva decât reflectorul ăsta. Nu. Mântuitorul este smerit. Mântuitorul când vine cu bun simț. Și sentimentul că lângă tine Mântuitorul îți dă o pace și o iubire imensă în suflet. Și o căldură în suflet.
Mai apare și demonul. Apoi treaba să-mi apară tot demonul. Dar asta produce neliniște și nervozitate. Îi n-are stat. Pe când, când apare Mântuitorul, ți se deschide inima. Când apare Hristos, se coboară așa. Știți pacea aia de Crăciun? Ca în reclamele de la Coca-Cola. Alea sunt momentul apariției Mântuitorului. În momentul în care apare Mântuitorul, dispare de mână orice problemă. Dispare orice instinct, orice gând negativ, orice... Mântuitor înseamnă pace. Și cum rămâne cu Îngerul Păzitor? Ce atunci? Nu. Îngerul tău Păzitor rămâne lângă tine, doar că atributele numărului tale le-a Hristos. El devine mentorul tău personal. Asta este... De fapt, pe mine asta vreau. Asta vreau să învăț oamenii. Să ajungă la nivelul la care să se unească cu Hristos și să aibă pe Hristos mentor. Știți, cea mai frumoasă urare pe care am primit-o eu de Paști a fost de la o doamnă care mi-a zis mulțumesc că m-ai ajutat să înțeleg ce înseamnă și să simt ce înseamnă cu adevărat Sfintele Paști. Pentru că e altceva să te duci acolo să hai să luăm lumină, hai să mergem să ciocnim un om, să mâncăm o cerbă de miere, să mâncăm o felie de cozonac și altceva să vezi cum se deschid cerurile, cum e Domnul Doamne pe tron, cum coboară îngerii la cei care iau lumină, cum cu lumina se răspândesc îngerii și se deschid cerurile și se împrăște și lumina pe străzi cu îngeri cu tot. E cu tot. Îngerii au sex? Of, asta e o întreagă poveste și o întreagă... O întreagă teorie. Eu zic că da. Și vă spun de ce cred că da. Pentru că spiritele au fost create într-un anumit fel. Spiritele au valori. Având valori, automat ele au și caracteristici. Ori îngerii, de exemplu, știți de ce sunt reprezentați arhanghelii? Îmbrăcați roman? Soldați romani? Pentru că s-au transformat, cel puțin pe această, în această țară, arhanghelii care au, s-au transformat și au rămas ca apărători ai nației este, au fost soldații romani, creștini, care nu au recunoscut pe Hristos și care au murit pentru Hristos. Adică a venit sutajul și a întrebat, care credeți în Iisus Hristos? Un pas în pas. Buf! Vă lepădați de Hristos? Vă închinați zeilor romani? Dacă nu, muriți. Și am zis, noi murim. Și a murit. În momentul respectiv, așa n-au devenit arhi strategi planetari sau galactici. Eu devenit ce? Arhanghel. Păi deci, păi dacă asta știu să fac, dacă știi să dai cu sare, nu să te facă nimeni proiector, nu? Să faci haine pentru îngeri. Și a devenit arhanghel. Evident că la nivel astral, ei sunt îmbrăcați cum? Ca soldați romani. Bun. Deveniți, deci ăștia sunt arhanghelii. Mă, și orice pe acasă. De la sex. Evident că soldații ăștia romani ce făceau? Se luptau, mai spuneau rugăciune, mai luau o femeie, mai luau niște vin, iar mai luptau, iar mai... Deci ăștia erau oameni la nivel ăsta, pentru că sexul este manifestarea pe un plan fizic a ceea ce avem la nivel spiritual. Deci, ce avem la nivel fizic, există și la nivel spiritual. Și atunci, alea se păstrează. Și atunci există grade. Pe măsură ce urcă entitățile, pierd din sexualitate. Adică se atrofiază. La cel 7,4, nexa. Nu mai vin dincolo de asta. Dar până la nivel de 7,4. Deci, în jos, există și sexualitate. Ca dovadă este că bine, în Biblie s-au scos multe în Evanghelie. Dar este momentul în care oamenii s-au născut femei frumoase și îngerii s-au cumplat cu femeile. S-au cumplat cu ele. Și au apărut uriași. Dom'le, nu s-au avut niciun schimb de ADN. Ăștia le-au pus-o pe bun. Și mai există un moment. Momentul întâlnirii lui Lot cu îngerii care au distrus Sodoma și Gomora,
dacă și ăștia au stat la masă și au mâncat un miel. Bă, ca să mănânci un miel, presupune că ai gură, că ai stomac și că ceva se întâmplă acolo. Poate că îngerii nu fac caca. Nu știu. Da? Dar mai știu un lucru. Că cei din Sodoma și Gomora ar fi vrut să aibă niște relații cu îngerii. Asta presupune că au și alte atribute. Da? Deci inclusiv atributele sexuale. Sincer, n-am studiat foarte adânc domeniul, dar părerea mea este că au, din ceea ce am văzut eu. Și demonii au alte dimensiuni, dar și îngerii au alte dimensiuni. Am tot vorbit de ceruri. 7,2, 3, 5, puteți să ne spuneți puțin despre mai vreau să vă spun ceva. Apropo de confuzia care se face cu îngerii n-au sex, totul pleacă de la o... de la ceea ce spune la Adam Mântuitorul despre o femeie. O femeie a avut un soț și a murit. Și la evrei era obicei, dacă murea un soț, o lua fratele. Și a murit și ăsta. Și a murit, nu știu așa, vreo 5 sau 7. Abar n-am făcut seama, cât ți-a îngropat. Și unul îl întreabă pe Mântuitorul. A cui va fi nevasta în cer? Și Mântuitorul spune, de ce mă ispitiți? Oare voi nu știți că în cer oamenii nici nu se căsătoresc, nici nu se despart, ci sunt precum îngerii? Dar precum îngerii nu înseamnă că nu au sex. Ci că sunt liberi, că sunt bisexuali, sau că, mă rog, au alte treburi decât să se căsătorească și să... să... eu știu, să facă alte chestii. Bun, cerurile. Cerurile sunt împărțite aleator. Sunt, nu există, nu poți să împarți la 10. Deci, pentru că infinit nu poate să fie împărțit la 10. Și atunci, evident că sunt niveluri de vibrație. Și ai între minus nu știu cât și plus infinit. Păi da, dar aici sunt o grămadă de frecvențe. Da? Ca la 1000 nu știu cât megahertz. Păi evident că ai și 7,4 și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. Dacă aici noi relaționăm unii cu alții, că e unul de cer 5 cu unul de cer 7 și cu unul de cer minus 3, se întâlnește și stau la o discuție. Dar dincolo, nu se poate așa ceva. Pentru că e ca și cum ai sta lângă soare. Te arde. Te arde vibrația celui mai înalt decât tine ca vibrație. Și atunci, tu te duci la locul tău. Dacă te duci prea sus, ți-e prea cald. Dacă te duci prea jos, ți-e prea frig. Și atunci tu unde o să stai? Unde mă simt eu cel mai bine? Care e vibrația ta? Asta e foarte important. La noi zicem, are 7,2, are 7,3. 2-ul, 3-ul ăla, deci dacă tu ai o iubită și iubita ta e la 2 și el e la 3, nu o să fie împreună. 2-3? 7,2 și 7,3. Nu stai în același loc. E o diferență foarte mare. Aici toate sunt comprimate. Dar în cer, astea sunt foarte dispersate. Și înseamnă diferențe foarte mari de frecvență. Da? Deci, e foarte important. La fel cum 9,9 nu înseamnă 10. Înseamnă imperfect. Înseamnă o pată. Da? Așa, 9 e 9 și nu e 10. Și ești nevoie să te întrupezi? Pentru 9. Deci eu am avut o fată, a venit la mine, avea, nu știu, de H9, 7 sau ceva de genul ăsta, și m-a întrebat, domnule doctor, știu că este singurul care puteți să vă spun, ce caut eu pe pământ? Și zic, bă, am de H9, 7. Și zic, bă, ce nu fi înțeles femeia asta? Și zic, nu ai înțeles cu sexul. Și pentru atât a trebuit să mă întorc. Păi da, dacă n-ai integrat sexualitatea și n-ai acceptat-o și n-ai înțeles-o, și tu vine asta. N-am trebuit de idei. Toată lumea... Deci noi am fost învățați că sexul este organul rușinii. Mă, Dumnezeu m-a creat super ofertă. Inclusiv cu antenă. Deci, cum să vă zic eu? Așa am fost creat de Dumnezeu. Că e o diferență între ceea ce sunt acum și ceea ce am fost când am fost Dumnezeu om. Da, că nu știu pe aia. Deocamdată sunt așa. Dacă eu sunt așa, e situația asta. Atunci Dumnezeu pentru că m-a creat așa, înseamnă că am avut motivele lui. Și atunci eu trebuie să plec de la premisa asta. De la momentul ăsta. Eu mă bazez pe ceea ce am. Ori negarea organelor sexuale când se face în creștinism, organele rușinii sunt acolo, nu ne interesează rarea, de fapt produce ruptură, o schismă la nivelul
la nivelul structurii omului, că noi suntem minte, suflet, instinct. Dacă eu neg instinctele, neg o parte din mine. Dacă eu neg sentimentele, rup o parte din mine. Eu asta am pățit când am ieșit din mănăstire. M-am întâlnit cu o fată și mi-a zis, tu ești spart. Cum adică să spart? Eu eram evoluat, făceam exorcize. Tu ești spart. Nici nu-ți dai seama că ești spart. Zice, mintea ta e ruptă de suflet și e ruptă de instinct. Și zice, n-ai fost să fii puternic așa. Ești slab. Eu fac exorcizări, eu... Băi. Și mi-a trebuit ani să înțeleg că avea dreptate. Și acum, ceea ce fac eu este să-i ajut pe oameni să-și unească conștiința cu sufletul și cu instinctul. Să devină un tot. De-abia după aia poți să-l construiești. Pentru că creștinismul, la ora actuală, dezvoltă foarte mult conștiința, eventual sufletul, și instinctul neg. Și atunci oamenii ăștia devin niște frustrați sexuali. Niște frustrați sexuali, niște angoasați, niște impotenți, frigide și etc. Și trebuie să ne ascăți special ca să-și rezolvă problema asta. Deci nu face foarte multe bune. Ajungem la îngeri întrebați. Ocazia aceasta. Da. Doar pentru a-și rezolva anumite probleme sau de ce să ajungem. Da. Îngeri întrupați. Vă dau un exemplu. Cunosc un înger întrupat care a venit pentru că n-a avut grijă de un om care s-a sinucis. Și a venit să vadă ce înseamnă... El n-a înțeles de ce s-a sinucis ăla din iubire. Și nu înțelege iubirea. Apar la aceea iubire. Da? Și a venit pe Pământ să vadă ce înseamnă iubirea. Să învețe ce înseamnă iubirea. După aia am cunoscut îngeri care au fost îngeri în mănăstire. Și, deci îngeri de Maică Stareță, de exemplu. Și sunt fixiști. Adică la ei lucrurile trebuie să fie într-o mănăstire de aia catolică, cum mai puțin. Și atunci, ei trebuie, la trei lucruri, trebuie să se întâmple într-un anume fel. Toată lumea trebuie să se supună. În general, îngerii au impresia că toată lumea trebuie să ridice o statuie. Că ei sunt îngeri. Cum să zic, și eu trebuie să le explic, hello! Aici ai venit ca în Vietnam. Te adaptezi junglei din Vietnam, supraviețui. Nu te adaptezi, șofuri. Și nu mă cred să duc șofură și să dorm. De ce? Păi foarte simplu. Aici funcționează niște principii. Ei au fost în situația în care erau în cer și Dumnezeu era în spatele lor și putea să facă orice. Aici nu mai poți să faci orice. De ce? Păi foarte simplu. Ești înger. Corect. Păi de-abia te așteaptă rău să-ți o tragă. Și atunci te faci să greșești. Și începe. Sexul, pac, ai căzut. Mai un artificiu, un orac, un aer, pac, ai greșit. Pac, ai greșit. Și te agață. Și te agață rău. Și după aceea încep îngerește și le fac pe toate. Una vorbă când nu-i momentul, să fac un copil, una aia când nu-i mamă, și când ajung, sunt barsă. E normal. Și ia te neacă și ridică-te mai sus de unde ai venit. Și când vii din la cer, nivel de cer 9 și te-ai dus până la nivel de cer 3-4, nu e așa drăguț. Plus că ți-o furii. Pentru că, v-am zis, răul nu te ia. Te-a prins, ți-a tras. Scurt. Și cu atât mai mult, el știe că asta e om și asta e înger. Deci cui vrea să-i tragă? Nu-i înger, că e mai vesel. Și atunci de-abia așteaptă să tragă. Și în momentul respectiv, Dumnezeu le îngăduie treaba asta. Le îngăduie treaba asta să învețe smerenia. Și nu mai că învață smerenia, dar învață iubirea față de om. De ce? Că după ce ți-ai furat tot, îți dai seama că e greu, mă, să fii om. Că e greu să te întorci la Dumnezeu. Învață să nu judece. Învață să nu judece. Învață să ajute. Învață să, cum să zic eu, să iubească necondiționat. Învață să... Da. Și în momentul respectiv trece peste orgolul lui de înger, că i-a slujit lui Dumnezeu. Noi suntem mai șmecheri. Noi suntem dintre cei voi, sunteți de aia care... Da? Și trece peste asta și își dă seama că e în aceeași lucrat. Și se duce. Că vorbim aceeași lucru. Problema este că în momentul în care cobor pe pământ și faci toate prostii, am întâlnit odată o tipă, dar asta oricum n-a înțeles nimic. Ea a fost șeful unei planete. Era prima întrupare pe Pământ. Dom'le, a făcut toate prostiile și tot judecă. Tot judecă oamenii. Deci, a fost lăsată, a coborât, a avortul, sex, toate alea.
ce? Câteodată există rezistența asta interioară la schimbare. Și se pare că ar merita mai mult. Îngerii cu problema asta, apoi se pare că ar merita mai mult și că toată lumea ar trebui să-i... Se întrupează îngeri ai iubirii, ai înțelepciuni, ai războinici. Câteva exemple, câteva... Îngerii iubirii sunt, dintr-un mai punct de vedere, îngrozitori ca copii pentru ăia pe care au născut. De ce? Îngerii iubirii, când se nasc, pierd iubirea și se transformă în sexualitate. Și ăstea sunt copii care se masturbează de la 3 ani. De cele mai multe ori copii ăștia care se masturbează sunt îngerii iubirii. Adică îngeri că coboră din cerul 6-7. Și, mă rog, în timp asta se transformă în conștiință, au o viață normală, se căsătoresc, dar tot rămân cu niște nevoi sexuale foarte mari. De multe ori greu le poate satisface un bărbat nevoile sexuale a unui înger de stare iubirii care a coborât pe pământ. Dar de ce? Pentru că, de obicei, îngerii ăștia nu au înțeles sexualitatea. Deci nu au înțeles că coborârea pe pământ transformă iubirea în sexualitate. Și că îngerii iubirii au judecat ăștia care se împreunează între animalele și la... Și îți întorc pe pământ și le fac pe toate. Și păi ăștia trebuie să iei, să-i curezi frumos, să le curezi alegerile și să-i întorci la Dumnezeu. Dacă sunt băieți deștepți și fac căpșorul mic, ciocul mic și loc de gând, se ridică. Cum să vă zic eu, au niște instincte sexuale atât de exacerbate, că nu-i mai interesează dacă sunt căsătoriți, că au copii. Nu. Dezastru. Da. Asta ar fi o caracteristică. Al îngerilor iubirii într-o parte, da. Îngerii războinici, ce sunt îngrozitori? Adică, sunt foarte agresivi, foarte violenți, puși pe bătaie. Deci, pentru ce? Pentru că justiția și asta se transformă în agresivitate. Sunt foarte buni luptători, corect. Deci, că trebuie duși către carne, artele marțiale, către tot ce înseamnă de asta, de militarie, de armată, poliție, etc. Pentru că iau noțiunea de bine și de rău la nivel interior. Dar sunt foarte agresivi. Adică, sunt genul, ai găsit zdrani. O problemă cu bătaia. În ce înțelepciune simți sunt drăguți. Ăștia sunt, câteodată par, aproape, lipsiți de sentimente. Pentru că înțelepciunea rămâne. Și, în general, sunt copii buni. Problema îngerilor că întotdeauna vor fi atrași de lumea interlocă. Vor fi atrași de artele marțiale. Deci, ce m-a frapat astăzi, mi-a venit a treia soție de maestru de arte marțială, înger. Deci e ca un tipar. Îngerul, maestru de arte marțială. Îngerul, maestru de arte marțială. Da? Evident, soților mă cunosc. Și... de multe ori nu înțeleg și caută la mine. Nu înțeleg că nu trebuie să-mi spun care pot să le îndrum. Din punctul ăsta. Și de ce sunt atrași? De lumea interlocă și de... Haideți să vă spun ceva. Pentru că Dumnezeu le trimite și acolo. Adică sunt atrași și pentru că, am zis, în măsura în care tu ai bine înăuntru, vei fi atras de zona asta. Adică, există un moment. Și eu am fost atras de zona asta. Da? E o atracție. A binele către rău. Bun. Eu mă duc către rău. Și atunci eu mă duc către antrenamente. După aia, când devin terapeut, se păstrează atracția asta. Deci eu devin terapeut și vine întuneric către mine. Prin boală. Ați înțeles? Deci principiul e același. Absolut. Și atunci, tot ce e întuneric, va atrage un înger, dar pe măsură ce devii, deci faci terapie sau mai știu eu ce, automat vei atrage ce? Întunericul tău. Nu mai te duci tu. Asta e bine, e peste tine. Asta e prima oară ca o struși, după aceea te caută el. Pe măsură ce crește. Da. Este. Sunt anumite așteptări de la acești îngeri. În general, ei fac misiuni personale.
ei sunt puși de Dumnezeu în anumite situații, în anumite puncte, pentru că trebuie să determine anumite lucruri. Sunt puterea Dumnezeu, sunt agenții lui Dumnezeu acolo. E firesc să fie acolo și ei stau într-un loc pe tot timpul lui Dumnezeu. Deci, în general, rar vezi un înger care să facă voia lui Dumnezeu. Mi s-a întâmplat. Am certat. Vreo doi. Care să facă voia lui Dumnezeu mai puțin de 90. Deci 90 e o limită minimă. Dar, în general, când sunt la 90, înseamnă că fac decât voia lui Dumnezeu, acolo unde sunt 90 e foarte bine, chiar și pentru inițial. Evident că de la 90% care numără. Ori îngerii ăștia trebuie să înceapă să facă voia lui Dumnezeu pe 300. Și îngerii sunt într-un loc pentru că Dumnezeu este acolo. Eu zic că, bine, poate că le-am folosit impropriu, le-am spus că îngerii ăștia, le-am zis că sunt le-am pus numele de femei trofeu. Pentru că Dumnezeu le dă cu livre el, da? Soților, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu soților, cu iubiților, mă rog, unde sunt ele în situația respectivă. Pentru că ele v-am zis, stau atât timp cât vrea Dumnezeu, când Dumnezeu a decis că gata, gata. Cum îi recunoaște? Au anumite caracteristici? Aș prefera să nu vorbesc despre caracteristicile lor și să nu fie recunoscuți. Pentru că ei trebuie să existe printre noi. Ei trebuie să fie printre noi, trebuie să manifeste cât se poate de firesc. Iar la un moment dat e foarte bine. Au caracteristici, evident. Au o lumină proprie. În general sunt foarte bune modele, foarte multe, foarte bune prezentatoare de, la TV. Pentru că au lumina aia. Lumina care fascinează. Sunt foarte bune dansatoare, sunt foarte bune, mă rog, toate astea. Dar eu zic că chiar nu, și caracteristicile au și defecte. Evident. Nu sunt genul care să cadă, pe spate. Deci să zici că s-a îndrăgostit, dar nu mai poate. Nu. Adică nu sunt atât de apropiat de iubire, precum sunt, hai să zicem, femeile pământene, sau mă rog, femeile care sunt oameni. Îngerii au, nu au instincte materne atât de, nu au instincte sexuale. Deci nu sunt sexuale. Ele sunt atrăgătoare fizic, dar nu sunt sexuale. Adică sunt frumoase. Că uite așa frumos, ca la un bibelou. Dar nu determină acea atracție sexuală. Adică, mă rog, cineva care e pozitiv și vrea să ne mulțumesc. Dar nu am acea atracție sexuală. Nu. Mai puțin îngeri iubirii care se transformă, dar în îngeri sexuali. Pur și simplu nu sunt atât de sociabile. Nu se adaptează foarte ușor. Nu-și fac ușor prieteni. Sunt un pic, cum să spun eu, marginalizate de copii. Pentru că sunt altfel. Copii simt. Copii sunt răi. Și atunci un înger va fi un înger. Și o să le iau aparte. Adică, la credință nu sunt în centru. Pentru că ei nu știu să se comporte cu oamenii. Nu sunt răi. Deci nu sunt de aia răi să înjure, să... Nu pot. Nu au structurile lor așa ceva să facă rău, să... Mai puțin ca ai glas. Să se bată sau... Deci nu au. Spuneați că au misiuni personale, dar vin să-și învețe, au karmă... Nu au karmă. Nu. Deci, prima caracteristică, nu au karmă și au EPF-ul mare. Nu au trebuit de idei, iertarea păcatelor nu este... Deci nu au păcate karmice. Au cel mult păcate în viața asta. EBF-ul lor, dacă scade... EBF-ul fiind de energie. Energia benefică fundamentală. Este un raport de bine dintr-un om. Și atunci îngerii au beneficitatea maximă la naștere. Da? Ea poate să scadă prin păcate, prin tot ce faci prost, prin pierdere de suflet, etc. Dar iar beneficiatea noastră este mare. Beneficiatea îți dă caracteristicile apropo de karma. Ei n-au karma. Au lucruri neînțelese de altă dată, din alte vieți, ale altor oameni, da? Pentru că au fost îngeri păzitori, au fost acolo. Da? Sau poate au fost întrupați. Sunt foarte rare cazurile când îngeri se întrupează de mai multe ori. Da. Da.
Deci eu până acum nu am întâlnit decât îngeri întrupați la prima, deci la prima lor întrupare. Mă refer la îngeri. Pentru că nu mai ai îngeri. Dacă ai fost întrupat, înseamnă că ai fost om. Și există numai o viață în care Dumnezeu îl trimite să-și facă misiunile? Poate nu are nevoie de... Nu, deci, o secundă, poate să mai trimite, dar el tot înger rămâne. Numai că, mă rog, la măsură, la verificările mele, a fost să mă prima întrupare ca om. Îngerii respectiv. Vorbeați de îngeri femei. Sunt și bărbați. Îngeri întrupați. Absolut. Sunt și bărbați. Sunt tot la fel de drăguți. Oh, da. Și sensibili. Și sensibil și... Un înger războinic. Aia e altceva. Ei sunt arhanghel. Ok. Bun. Dar îngerii care vin din ceruri mari pot să facă orice. Pot să se ocupe de muzică. Pot să se ocupe de terapie. Pot să se ocupe de... o grămadă de chestii. De politică. Bine, nu politică. Printre politicieni. Dar au aceleași caracteristici. Deci ei sunt cu iubirica, nu sunt cu sex. Deci nu sunt sexuali. Oamenii sunt sexuali prin esență, știți? Dar îngerii care vin din cerul alb și mai ales îngerii bărbați nu sunt sexuali. Din cerul mare. Sunt ăștia cu iubirica. Vin cu anumite privilegii. Absolut, da. Păi bineînțeles. Ei neavând karma, iau dreptul. Ei neavând plăți, iau darmă. Plus că venirea pe Pământ este... e ca și cum eu aș pleca în Afganistan. În trupe. Credeți că ar trebui să am niște privilegii față de unul care stă și mătură străzile în România? Înțelegeți? Deci, e altceva. Și automat, prin faptul că ei se expun unui risc venind pe Pământ în formă umană, automat au niște privilegii, au niște drepturi divine, în bani, în... Deci are grijă Dumnezeu de ei. Clar, nu vreau să-i piardă. Și totuși, vorbeam de treptele și de transformarea omului în înger. De la om la înger, într-o viață. Ajung înger, mă pot întrupa. De ce mai trăit? Nu? Nu sunt înapoi. Nu e același lucru, pentru că sunt îngeri care au fost făcuți îngeri. Deci sunt de la naștere îngeri și sunt oameni care au devenit îngeri, ceea ce e cu totul altceva. Și se pot întrupa și ei? Da. Da, da, da. Se întrupeze și ei. Deci pot să ajung într-o viață să fiu un înger de grad de cer 1, 2, 3, arhanghel, da? Sau până la nivel de Gabriel, dacă sunt terapeut. Da? Și să mă întorc pe Pământ. Dar e ca și cum aș lua la început. Păstrez atributele benefice pe care le aveam, dar eu iau de la început. Fiecare viață, ne spune un asistent de la el, e ca o muntă pe care începi să rugi din nou. Ai niște potențiale, niște cunoștințe, niște chestii pe care le ai din viața trecută. Dar tot trebuie să rugi muntele din nou. La sfârșitul vieții trebuie să rugi urmă. Și contează până unde ajungi. Misiunea lor principală ar fi să răspândească lumina? Nu. Misiunea lor personală este să facă voia Dumnezeu oricare ar fi. Pot să fie neveste. Pum. Pot să fie mamă. Pum. Pot să fie să facă o profesie. Pum. Ele fac parte dintr-un plan divin pe care, care trebuie să primi. Sunt niște piese dintr-un plan. Pot să-și aleagă dinainte misiunea? Da. Dinainte viața, dinainte... Da. Da. Pot să-și aleagă. Îngerii pot să-și aleagă. Dincolo de cel 7.48, pot să-și aleagă tot misiunea personală. Nu-i ușor? Ție de ce? În funcție de ceea ce crede că ar fi bine pentru oameni sau pentru anumite persoane. Și pentru el? Ca și înger? Pentru el. Pentru lecția de viață. Pentru... Evoluează și el. Absolut. Și el evoluează. Deci, îngerii, să știți că nu au milă. Îngerii nu au o problemă. Du-te, vezi de la două ore și sunt o magică moară. La revedere, drum bun. Po, trot, s-a încheiat. Vedeți că le-am tremurat vreun mușchi? Nu. Nu avem probleme de genul ăsta. Asta nu înseamnă că sunt insensibili. Înseamnă că nu știu ce e așa. Atunci, prin venirea pe Pământ, ei încep să capete și alte caracteristici. Îngerul milei. Deci când a proiectat Dumnezeu omul, toți îngerii au fost împotriva.
Numai unul a fost pentru și era a fost Îngerul Milei. Și am spunea mie, Părintele Dosoftei, de la cerul. Și Îngerul Milei i-a zis, Doamne, zice, da, da, omul va avea milă. Și adevărat, îngerii nu prea au milă. Pentru ei lucrurile sunt tot mai multe ori. Adică, rar, trebuie să-și o fură, rău că nu se ajungă la mijloc. Plec. Bani, dragă, nu se mai poate. Bani, dragă. După aia, când și-o iau identic, la fel, bă, dar totuși, știi, poate te mai gândești, poate te mai gândești, de ce? Pentru că încep să simți. Ei, dacă n-au simțit suferință sufletească, n-au de unde să știe ce înseamnă milă, ce înseamnă durere, ce înseamnă dor. Un înger n-are de unde să știe ce era dor de cer. Dacă a stat în cer, nu știe ce era dor. Dorul de casă. Dacă el a stat numai în cer, numai bine, numai în lumină. Păi nu poți să înțelegi lumina dacă n-ai ajuns și tu acolo, în fundul ielului. Să vezi ce dor ție de lumină și de căldură de Dumnezeu. Când ai de frig, mai ce bun e gura sobei. Da? Așa e și cu iadul. Numai în iad îți dai seama ce ai pierdut. Ei sunt pedepsiți mai aspru. Nu. Decât... Nu există. Dumnezeu nu pedepsește. De aici se spune drept judecător. Deci, pedeapsa nu poate să fie decât dreaptă sau cu milă. Dar niciodată mai dreaptă decât dreaptă. Nu. Dumnezeu nu are circunstanțe agravante, are circunstanțe atenuante. Deci este o justiție. Și poți să ai circunstanțe atenuante. Da? Dar să nu înseamnă că Dumnezeu pe ăsta îl pedepsesc că nu-mi place de el și îl pedepsesc mai tare și pe ăsta îl pedepsesc mai puțin că pe ăsta îmi place mai mult. Nu. Îi pedepsesc, dar pe ăsta parcă a mai făcut ceva. De fapt, nu ne pedepsim noi. Nu există nu e tot automat? Nu există o judecată. Există o judecată. Treci pe acolo. Pe lângă șef. E scris, la un moment dat, e pil la un tip, la care, principiul este următor. Vine Arhanghel Mihai, zice, hai, că trebuie să te duc cu tine la judecată. Și spune, nu mai cu tine la judecată. Cum adică? Păi zice, ce scrie acolo? Nu judeca și nu mai fi judecat. E caută printre păcatele mele. Am judecat vreodată pe cineva? Nu. Dar pe dar. Și bine. E scris. Nu judeca și nu mai fi judecat. Bine, aici este o întreagă poveste. Ce este judecată? Când am judecat pe cineva? Sincer, una, și acum, deci problema este când am pus, cum să vă zic eu, când am judecat și când am constatat o chestie. Pentru că una este, băi, Argeșanu a făcut așa. Argeșanu face asta. Și una este, uite pe Argeșanu ce face și uite nesimțitul și porcul și la aia este judecată. O constatare e una, o judecată este altceva. Și oamenii judecă înainte să analizeze. De exemplu, eu am făcut o chestie, da? Și dacă un ortodox vede treaba asta, mă judecă într-un fel. Un budist nu judecă. Știți cum judecă? Un budist cum judecă, analizează și spune. Știu de ce ai făcut treaba asta. Ai făcut treaba asta pentru că se întâmplă treaba aia. Asta e deosebire între creștini și budiști. Adică el judecă un budist judecă ca la biliar. Pan, pan, pan. Da? Pe când un creștin judecă ai lovit mantinela, idiotule! Și când colo, tu lovești mantinela ca să lovești mantinela, ca să lovești mantinela, ca să lovești altă bilă. Aia nu judecată pe asta. Dumnezeu nu judecă prin mantinela. Dumnezeu nu judecă prin gaura finală. Asta e desigur. Și noi trebuie să învățăm să nu mai judecăm în altă linie de e o pildă, știi? E pildă unui... Nu știu dacă a spus-o pe aia măgară. Un lama tibetan se ruga pe piatră lângă un râd. Și erau niște doamne, erau niște femei, niște țărăși care spălau o rufle la râd. Și la un moment dat, lama tibetan fiind un călugăr tibetan. Se duce și dă să culce cu una dintre ea. Asta fuge, lasă rufle și se duce în sat. Și a vrut să mă violeze lama tibetan. La care se întâlnesc la mare statul. Și încep. Bă, da, ăla e un sfânt. Înseamnă că a existat un motiv. Du-te înapoi și pune-te în aceeași poziție. Să duce înapoi, să pune în aceeași poziție. La care l-am mai spus. Degeaba. E prea târziu. Și zice, dar ce s-a întâmplat? Știi, bogătașul ăsta auzea în depărtare un, cum se cheamă, un, din
ăsta erau, plângeau un mort, știi? Murise un bucătaș. Și zice, ăla n-a știut decât un care și femeie toată viața. Și zice, și m-am gândit să ajut să se nască din nou om. Dar s-a rezolvat. Păi cum s-a rezolvat? Zice, vezi tu, ăia doi măgari de acolo? Zice, în viața următoare o să nască măgar. Că dacă ai rămas ca nivel, la nivel instinctual, te duci la nivel instinctual. Dacă ai rămas la nivel emoțional, te duci la nivel emoțional. Dacă ai rămas la nivel rațional, te duci la nivel rațional. Ei, apoi, asta. Gândiți-vă că acum ar fi fost judecat din punct de vedere ortodox. Din punct de vedere ortodox ar fi zis, hei, păcătosul, să-l omorâm cu pietre. Asta este diferența de judecată între budiști și creștini. O ultimă întrebare. Ce așteptări credeți că are Dumnezeu de la îngeri? Of, ce așteptări are de la fiecare din noi? Dumnezeu există Tatăl nostru, știți? Doamne, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Planeta Pământ nu este o planetă pe care să se manifeste voința divină. Adică, dacă luăm suma conștientului colectiv, o să vedeți că foarte puțini se roagă și sunt conectați la Dumnezeu. Indiferent că sunt budiști, că sunt, eu știu, creștini, că sunt mântu mahmele, dar oameni care, cu adevărat, să-i se închidă Dumnezeu și să facă voia Dumnezeu. Și atunci, nefiind o planetă pe care se face voia Dumnezeu și subconștientul ăsta colectiv, dar numai în orice ca rezultantă, Dumnezeu ce ar vrea? Să se ajungă să se facă voia lui Dumnezeu pe Pământ. Nu cu forța. De ce? Pentru că pe undeva e bine că e planeta asta. Planeta asta produce vârfuri. Sfinții de cer 10 sunt vârfuri. Nu se produc în altă parte. Se produc aici pe planeta Pământ. Asta e urmirea întregului univers. Știți? Noi suntem ca o mocirlă. Pământul. Planeta Pământ. E o mocirlă, o balegă, că am zis tot așa, am zis balegă despre un european, o balegă, din care ies nuferi. Ăștia sunt sfinți. Și tocmai de asta e păstrată oarecum planeta asta așa ca o mizerabilă, pentru că în ciuda tuturor ispitelor care apar, filme, internet, muzică, baruri, băuturi, sex, toate astea, se nasc totuși sfinți. Și atunci, pentru sfinții ăștia care se nasc, Dumnezei, Dumnezeu unde merge această planetă să existe. Și este menținut la un prag de existență. Deci Dumnezeu ce ar vrea de la noi? Să ne întoarcem la El. Să ne iubim. Știți? Mă gândeam, singurul lucru care are, Dumnezeu nevoie de la noi, că nu putem să-i oferim nimic. Ce putem noi să-i oferim Dumnezeu când El e tot? Iubire. Iubirea noastră. Iubirea noastră. Este de ajuns? Da. Mult ai iubit, mulți se va ierta. Iubirea de Dumnezeu trece orice. Pentru că dacă îl iubesc pe Dumnezeu, nu pot să fac rău. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, o să fac tot în concordanță cu Dumnezeu. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, mă... Unde este sufletul tău? Sufletul tău este acolo unde iubești. Iubești o mașină, va fi cu mașina. Iubești o femeie, va fi cu femeia. Iubești un copil, va fi cu copilul. Iubești banii, va fi cu banii. Iubești bijurile, va fi cu bijurile. Și atunci, dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu, unde va fi sufletul meu? În cer. Și unde mă va atrage asta? În cer. Și trebuie să cel mai important lucru pentru noi este iubirea de Dumnezeu. În rest, toate vin după. Și cum se poate dezvolta iubirea de Dumnezeu? Pentru că noi trăim într-o societate rațională. Eu am ajuns la Dumnezeu prin rațiune. Nu știu că există Dumnezeu. M-am născut. Așa cum am născut și mai nu m-am învățat. Dar am vrut să văd dacă mai există ceva. Și m-am dus să caut. Și acolo, și acolo, și apoi cărăgat, și acolo, și acolo, și acolo. Și din multitudinea asta, în fiecare lucru, am ajuns la acel ceva care nu mai explicabil știuții. Aha, pentru mine este Dumnezeu. Și în momentul în care am realizat că într-o floare, într-un înger, într-o mână, în mine, în tine, în există acel ceva frumos, am știut că este Dumnezeu. Și eu am ajuns la Dumnezeu prin opera Lui. Am studiat exterior. Doi, suntem un tablou 4D creat de Dumnezeu, în mișcare. Da. Ei,
uitându-mă cât de minunat e creată, nu vorbesc de rău, că eu îmi dau la o parte tot ce se întâmplă rău în intervenția demonului, știi? Care încearcă să distrugă creația lui Dumnezeu. Dar pot să spun ceva despre un pictor dacă îi văd un tablou? Pot, evident că dacă e cenușiu, înseamnă că e o perioadă a depresiei lui. Da? Uite la Van Gogh, uite la, da? Dacă e plin de lumină, înseamnă că nu o primi și un suflet minunat. Și atunci, uitându-mă la creația lui Dumnezeu, lăsând la o parte omul și răul din om, Pământul este minunat. Și atunci Dumnezeu nu poate să fie de minunat. Domnule Doctor, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm cu drag. Drag. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă așteptăm cu mult drag și data viitoare. O seară plăcută!